Hello, Hi, hello. hello. Sorry, do you speak English? Yes. Perfect. I want to talk with you if it's possible. My name is Sister the Boss, and I'm here to put you some question if it's not a problem. Cum dracu să zic? Pot să-mi spui, can you tell me, please? Why are you here? Uite-l Uite-l bă, acolo. acolo. S-a dus dracu. Efectiv, nu știu cum să vă spun, aceste cuvinte mă jelește doare. Hello. Hello. Hi. Do you speak English, please? No. Can I speak with you another language? You know God language? Pray, you know? S-a dus dracu și asta. Hello. 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 Sorry, do you speak English? Yes. Perfect. Can I put you some question, please? About? About God, about this application, about internet, about heaven, about hell. Okay. Of What kind course. of question do you want to hear first time? About God. About God. Do you know the name of God? God is the name. Okay. Like Francis Cage. Yes, the name is, please tell her. Die Dreifaltigkeit. Na, deja astea două, sorry. Can I ask you a question? Please, it's not a problem. Are you a real nun? Yes, I am really dumb. Yes. No. Auzi. Cum să mă întrebi? Why you are asking me that? Și asta săracă e plecată cu pocnitoarea. Hello? Hello? Hi, hi. Hi. Can I ask you something, please? Yeah. Okay. What are you looking on this application? It's like a church, you know? It's a church here or a virtual sound drag. Da. Uitați-vă și voi, Doamne ajută. Ăsta e mort și cu ochii deschiși. Du-te să-ți o rup singur gura. Ia uite și pe copilul lui unchiul Melec. Chelec, scuză-mă. Cine pleacă la somn? Wait a little bit. Pleci la somn, Mihaela? Viați, nu ăștia, că nu știu ăștia mai bine ca mine engleză, squeep English. Mihaela, can you wait a little bit? Așa viață. Care, a, prost, prost, proștim, dam. Ăla pleca la somn, da. Doamne ajută, somnușor. Nu am, cred. Nu, că nu întreb așa, întreb și eu alea cu. Doamne ajută, God bless you, my daughter. How do you do? Can I ask you something, please? Sorry? Sorry? Bună! Bună! Sorry! Hello! Hello. Do you speak English, please? Yeah. Hi! Hi, do you do? Hi.
Sounds. Hi. Hello. Anybody home, please? Hello. No. How do you do? Amen. Hallelujah. God bless you, my son. Ce dracu, mă, nu mă doare. Hello? Tată, știu viața. De trei nopți te văd și nu-ți zic nimic. Ăsta micu e împăiatul, fiți atenți. Bună dimineața. E să mor dacă nu e simpatic. Dacă n-ai fi bărbat, te-aș lua la palme. Ce faci, viață? Praciatul. Uite, viață, uite ce să fac și eu. Încerc să-mi găsesc nevastă și nu găsesc. Să moară Cipilan dacă nu. Tu ce cauți aici? Ce caut? Da, nu știu dacă găsești în halul ăsta. Auzi, viață, te întreb și eu. Cum să fac să-mi bârlic și eu o femeie ca să mă cuplesc cu ea? Că nu știu cum dracu să mă cuplesc cu femeile astea. Zici că au scoci pe ele, să mor scame. Cum pun mâna pe una, cum fuge? A? Tu ești femeie sau bărbat? Nu, eu sunt Moș Crăciun și prietenii lui sunt mai în spate. Uite, stau acum să uită la noi. Nu că eu sunt bărbat, frate, eu nu. Dar eu m-am îmbrăcat în femeie, că am zis că poate nu fug femeile de mine. Știi, mă dau și eu cu mangleală, cu harneală, cu chestii din astea. Ție nu ți-a trecut prin cap? Știi ce merge? Trei fraiere am găsit să mor dacă nu. Le-am adus acasă, le-am pus în dreptul și am început să-mi ceară bani. Nici n-am apucat să le-a zvârl în pat, frăție. Tu ce faci? Nu ți-a căzut niciuna? Nu. Dacă stai așa timid, să mor eu dacă se uită vreuna la tine. Nici la mine nu s-ar uita. La mine mai merge, că mi-am pus peruca asta în cap. Ce cauți? Blondă? Păi de dacă mi-o dau jos, frății, după aia s-ar putea să mă îndrăgostesc de tine. Vrei să facem copii împreună? Ce ai? Și nebun? Nu, frate, că nu facem glume din asta de cartier. A? Să te văd. Dar ce vrei, să mă iei de bărbat? Nu, că mie nu-mi plac femeile cu barbă, că dacă vreau... Dacă vrei, îmi dau jos să mă vezi, dar dacă îmi dau jos să mă vezi, după aia s-ar putea să dai skip, știi? Nu schimb, mă, cum să schimb. Bine, mă, frate, haide că ne mai întâlnim. Noi, că ai văzut că noi ne întâlnim în fiecare seară, că avem talent. Noi ne întâlnim. Cred că chimia între noi vorbește. Metafizică, metabolism, nu știu ce dracu, e boala lui Calachio fi. Că te-am mai întâlnit, purtai un hanorac din ăla galben, nu? Vezi? Te-am ținut minte, frății. Hai că ne întâlnim mai încolo și îți povestesc ce am găsit. Nu, mă, galben. Hai. How do you do? Hi. Hi. How do you do? Sorry? Where are you from? I'm from Romania, but... I'm from Croatia. Deci putea să fie română. Nu cred! Nu cred! Deci ești prima oară că sunt în Germania, maică, și uite că mi-a setat măicuța stareță, mi-a setat aplicația asta. Mi-a dat-o la maxim pe Germania, căci că vrea să mă învețe limba străină, știi? Dar eu nu mă las de dracu, eu tot pe englezește vorbesc, dă-o dracu, dar eu mă ia după satana asta. Mă rembârzi de care stai. Serios, tu știi ce place facem? De dumneavoastră. Și mie îmi place de mine. Serios, sunt foarte simpatică. Îmi vine să mai iau și la palme câteodată, dar îmi zice lumea, nu te mai bate singură că o să zică că l-ai pe dracu în tine. Tu ce faci aici, mama? Da. Ți-ai luat scaunul și vrei să te lauzi cu el. Uite, am și eu scaun, vezi? Ce culoare are al tău, uite. A, nu, am foarte multă energie și cam bot cafea să-mi fac temele și... Că da, și eu am, uite, da, uite, că nu mai bea cafea, bea. Ești prea mică pentru așa ceva. Dacă ești micuț, mă mică, bea și tu apă, nu mai bea cafea.
Păi Aghiazmă, mă mică, de 3 ani vechime, uite, să-mi pute... Uite, tu ce bei acolo? Spranta din aia, nu-i bună, maică. Nu-i bună spranta aia. Tu știi cum faci în burtă? Faci pești. Să neacă pești în Știu, ea. știu, stomacul, eu am gastrită și n-ar trebui să beau. Păi să nu mai bei, maică, din asta, că faci gastrită din aia, tu știi cum? Mamă, deci eu am avut o gastrită odată ulcerată din aia, de-a luat-o ulcerul la vare. Da, serios, mi-a luat-o pe la pedic, așa mi s-a dus pe la perineu, a ajuns pe la femur, meniscul mi l-a rupt în laba piciorului. Noroc aveam la bădigăscă și m-am uitat la ea și nu-mi încăpeau pantofii, maică. Să nu mai bei, maică, porcării din asta, că conține toate minunile. Nu mai bea, Nu mai maică. vreau. La biserică Nu vreau. mergi? Ce religie aveți dumneavoastră? Măi, maică, cum să-ți spun că mi-e tare rușine? Eu fac parte dintr-o religie, din asta mai nou descoperită. De când cu COVID-a asta, de a veni COVID-a, ne-a bântuit ca turcii pe vremea lui Traian Viteză, am început să ne gândim eu cu maica stareță că nu mai facem bani, că nu ne mai lasă, nu ne mai lasă să mergem cu morții, cu vii, nu, la înghesuială mergi morgeală din asta religioasă. Și am făcut noi acum combinații, fii atent că nu suntem proaste. Am găsit o religie prost-ortodoxă. Te bagi? Deci, maică, dacă te bagi, eu îți aprind o lumânare. Stai așa, stai un pic. Te bagi, sigur? Stai, mămică. Gata, mămică. Așa, viață. Și să începem să facem rugăciunea. Dispovedit, nu te spovedești, bănuiesc. Așa, viață. E, acum parcă vorbim și noi de la maică la maică, nu? Nu, cred. Bun. La biserică când ai fost ultima oară și care a fost concluzia ta? A fost frig în biserică, a fost cald? T-au durut picioarele cât ai stat la slujbă? Am niște părinți foarte religioși Și din eu. partea lui mama, că tata e ateu. Și am mers cu ei la biserică să cumpere ceva cruci, da, cruci normale, că au zis că crucile astea noi sunt de la Illuminati. Nu, sunt de la dracu, Și de la chinezii venite, de la dragonul roșu, că știm noi că noi de acolo le luăm. Și iconiții și toate astea, stai liniștită. Da, și s-a dus acolo la biserică și am început să țipă la doamnele că de ce au cruci de iluminati și nu i-a vrut să cine și de biserică. Da, pe total era frig, era frig. Dar să știi că acum, la Sfânta Dreptate și Dumnezeu ne vede că n-am putea să mințim păcatele mele, să-ți spun o chestie. Lumânările alea, crucile nu sunt iluminate, dar lumânările sunt iluminate la maxim. Dacă aprind și bricheta sau paiul de chibrit. Deci, zilnic au Exact. confundat să rămână o secundă să salut și eu pe păcătoși ăștia, poftim, na, poftim. Ia uite de ce. Stai că am un păcătos care a intrat în parohie. Mihaela Like, Kick, King Kong și IVS79, păcătoși oamenii, trăivar familia, Oana Raluca, trăivar fa... Stai o secundă că suntem la slujba de seară, că a fugit măicuța. Carmen, te pup, să rămână, mulțumesc, Andreuța 800, să fie cu noroc, trăivar familiile. Stați așa că se dau cu puțină tămâie, că a trimis satana de la IT, oamenii. Să rămână Lorenzo, să rămână Ani Ale, viață. Deci eu vreau să spun așa, tu ești foarte simpatică. Dacă n-ai fi așa, dacă mai mulțumești odată, nu știu cum să zic, mă dezbrac de caracter, maxim. Dar zi-mi, cum poți să-mi mulțumești urât? Nu știu, dar nu știu. În Vreau calorii să fiu pup, respectată. Alex Nou, salutare, Adriana Tudor pup, mulțumesc, Lorenzo, încă o dată mulțumesc, mulțumesc, Mihaela Muscalu, mulțumesc, oameni senzaționali. Ție-ți place să te uiți la televizor? Nu mă uit la televizor. Da, pe tu te dai cu Sania? De Mihaela Muscalu ai auzit? O să fiu sincer, nu. Nu, e una, fii atent, Da? că eu, fii atent, e una, băi, cealapa rău femeia, deci cealapa, cealapa. Deci eu n-am văzut femeie mai cealapa ca Mihaela Muscalu. Băi, eu n-am văzut om care să mănânce pe live. Eu nu mănânc, eu beau. Uite, eu dacă vreau să beau, beau. Deci eu nu pot să mănânc, că mănânc, înțelegi? Dar dacă beau, îmi curăț laringile, știi? Da, Sașa, te pup. Deci,
Doamna asta, că e o doamnă, mare caracter, e o personalitate încă în viață, n-a îngropat-o nimeni, cred că o să o îngrop eu când s-o duce după colț. Doamna asta are nevoie și ea de promovări, că e fata asta are floci, dar floci în cap, știi? Și, da. Că nu, are floci în cap și vrea să-și pună niște nișe din alea, cum dracu se cheamă? Da. Nișe. I-am zis să-și pună niște rigips, să mor eu. Am floci, stai, am și lumânări, mâncamași. Gabriel, mulțumesc. Valerie, mulțumesc. Mă întreabă lumea dacă am floci. Ce să le zic acum, păcătoșii? Că dacă zic că umblu cu ea cheală... Alex, mulțumesc. Da, deci, Mihaela asta, Muscalu, mănâncă nuci. Pe la eu i-a zice veveriță, dar ea mănâncă nuci. Nu ai fi curioasă să o descoperi pe Mihaela Muscalu când mănâncă nuci? Ba da, foarte curioasă. Dacă n-ar fi Mihaela Muscalu și ți-a zice să o cauți pe sora 13, de exemplu, ai căuta-o pe care ai alege-o? Normal. Pe care din ele două? Bine, sora 13 nu vreau să zic că mănâncă căcat, deci aia e mai periculoasă. Eu zic să o iei pe Mihaela Muscalu. Oricare. Ok, acum. Caută-o pe Mihaela Muscalu, că Mihaela mănâncă nuci, e veveriță. Sora 13? Gata. Ai văzut-o? Bine, fată bună. O ține pământul, dar nu știu de ce, eu cred că levitează. Dacă vrei, dă-i un subscribe. Te rog eu frumos, ai să n-ai să regreți. Deci tu i-ai dat lui Muscalu și nu mi-ai dat mie? Deci tu i-ai dat lui Muscalu și nu... Și eu cine sunt? Și dumneavoastră, stați acum. Și eu cine sunt? Hai, dă-mi. Te rog. Ceva cu 13? 69. Sora 13. Ai văzut ce memorie ai? Doamne ajută, pupați aș... Pupați aș... pletele tale. Uite, băi, și fata are și minte, nu numai floci. Deci are și minte. Ce? De ce gata, am dat. Ai râs de... Tu când ai ajuns la mine să mor dacă nu te-a bus și râsul, adică chiar pe bune, m-ai făcut eu? Uite-te, te văd pe televizor. Râsul de altceva, mă gândeam că nu mai știam exact cum era. Mi-am pus așa puțin memoria funcțiune. Mai viață. Eu vreau să zic ceva, viața e frumoasă. Da, toate. Nu ți se pare că-s cam palid de la gură? Nu. Nu, dar e foarte frumoasă nuanța. Ei, de roș. Am luat-o de la un câine, umbla cu ea. A plecat cu poșeta lui una și umbla cu poșeta și numai rujul l-am găsit. Auzi, viața? Da. Ești foarte drăguță. Serios, acum la biserică nu mergi, nu? Da. Cu japca. Da. Te bagă ăștia cu japca, intră mai în biserică. Poftim? Intră mai în biserică și nu mai ieși din ea. Stai acolo în biserică, mă mică, frig, cald, nu contează. Nu mă spovedesc. Dar nici eu, stai fata mea, că nici eu nu mă spovedesc. Eu când mă întreabă părintele dacă am sărit gardul, îi zic, dă-te dracu, că eu am vrut 7 garduri și n-am reușit să le sar. Ce crezi că-s doi namelinte, Gabi, Sabo, să sar la garduri? Ci că Pici, păcătosul Pici și-a pierdut și Pici, zice dacă ai și Instagram. Am scriu aici. Are, mă, Instagram. Ce credeți că e de la țară ca mine, mă? Are Instagram, fata, și vă zic și ce Instagram are. S'il vous plaît, note. Attention, attention. Jasmine. J-A-S-M-I-N-E Underground. Du-te, bă! Asta-i fiica sa lui Elena Udrea. Îi neam. Nu, e Urdea, nu Udrea. Ați văzut, mă, că scheoară? Da, s-a mai încurcat, a mai pățit de-astea, dar nu. Ați văzut, mă, ce... Ați văzut că și-a zis singură numele? Jasmine Underline Urdea. Da. Mamă, dar semănai să mor dacă nu. De unde ești? Poftim? De unde ești? Brașov. Am mai făcut biserica aia, a vopsit-o, că de când știu eu Brașovul, tot biserica neagră a rămas. Nu, schimbă culoarea, da, că ne-am plictisit. Da, dacă schimbă culoarea, să-mi dai și mie un mesaj, te rog frumos. Da,
Da, acolo. Te rog frumos. Pe TikTok, pe la Sora 13 oficial, pe canalul ăsta, da? Pe unde mă găsești? Dă, fii atent. Deci dacă vezi conturi cu Sora 13 în viața ta, să știi că eu nu sunt, că eu nu fac de-astea. Te ești chiar foarte drăguță, să rămână, mulțumesc. Dacă ai vreo întrebare, cuminți ardelence, da mă, ardelencele cele mai cuminți. Dacă ai vreo întrebare, să, în afară să mi-o pui. Despre religie nu putem să ne dezvoltăm, pentru că credem că sunt mai păcătoasă decât tine. Dar aș putea să te întreb eu ceva. Da, ascult, ascult. Ce alege între cantitate și calitate? Calitate. Să rămână, mulțumesc. Da. Pune-mă întrebarea. Nu era întrebare, era o chestie, că ați spus dumneavoastră că sunteți poți să-mi zici cum ai mai spus tu. Păcătoasă. Poți să-mi zici și fă, că eu nu mă supăr, zi, fă Sora 13, ia zi. Eu satee, deci oricum și nu eu sunt antenă, dar mi-am schimbat acum, mi-am schimbat receptoarele, că eu sunt parabolică, știi? Dar acum am devenit bipolară și îmi trebuie două receptoare, că eu mă îndrept către Dumnezeul meu și Dumnezeul divin, pe care nu l-am descoperit. Știi? Te înțeleg perfect. Acum nu promovez ateismul. Nu promovez ateismul, dar păcatele mele, să trecem mai departe. Stai să mă ștești și eu de ruși, că s-ar putea să găsesc vreun plus să se îndrăgostească de rușul meu. Nu că... Da, am găsit și eu vreo. Patru? Prost? Nu, că de-abia am scăpat de unul. Da. Nu, că, băi, o fi urâtă și bătrână, dar să știi că am sub ce să am. Deci sub ce să am. Cine a zis că sunteți urâtă? Băi, mi-a zis cineva, bă, păcat de tine, că ochii aia de sticlă te strică. Nu putea să spună și ea niște funduri de la sticlă de bere ceva. Trebuia, dracu, să spună ochii ăștia albaștri, ca două stele. Știi, când mă uit la ele, îmi vine să... ești foarte simpatică. Te întreb, ce vrei să faci în viitor? Păi vreau să mă fac neurochirurg. De ce n-ai zis? Că știi câte palmi mi-am dat peste cap? Că dacă devin neurochirurg, pot să vin și eu cu genunchiul să-mi repar la tine? Deci că e locomotor, știi? Adică că de la neurochirurgie te duci ușor pe colan în jos, alunecă duios, până la genunchial, știi? Da, de la tine. Și dacă devii, promiți că nu-mi schimb capul cu, știi, cu vreunul de găină? Ce obrăjorare, că e frumoasă, mă. E frumoasă, mă. Ia uite-te că unde era doctorița ta. Să știi că s-ar putea. Dacă o să mai am picioare, chiar o să apelez la serviciile tale. Acum mi-a zis doctorul. Dacă vrei... Nu, o să fie cazul, dar da. Nu, este cazul, dar numai că problema e că acum am un picior, de la un picior am început să-mi taie, știi, laba piciorului, că mi-a zis că fac laba prea mult și mi-a tăiat laba piciorului, că a zis că e prea lungă, știi? Serios, deci nu te gândi la prostii, că nu cred că ai văzut ceva indecent până acum. A zis, ai laba piciorului prea lungă și a zis, domnule, n-a știu că 41 o să mor, n-a știu că 41 deranjează în viață, știi? Adică credeam că asfaltul nu se crapă când trec eu. Ia uite, pe picior mare, maică, să nu te duci, fii atent, să nu te duci la ortopezi, că ăștia-i invidioși și stai degetele ca să ajungi la 38. Da, nu stai degetele, că mi-a zis să stai degetele și eu am stat ca proasta și m-am trezit cu toată laba tăiată. Deci mi-a tăiat o labă maxim, știi? Și acum a rămas cu un ciot. Și nu știu, că mi-a zis că îmi face reconstrucție de labă la picior. La picior. Dar a zis că îmi dă o labă de scafandru peste ochi, dacă mai comentez mult în timp ce mă duc la consultații, că mă cam împiedică, e moale, e flexibilă, e așa soft și nu știu cum să fac. Da. Bine, viața mea. Investiție. Poftim? Am zis că e investiție. Aduce numai beneficii chestia asta cu labă de scafandru. Da, dar nu merge laba de scafandru pe uscat, știi? Mai ales prin casă, că cu pandemia asta nu poți să înnot pe scări, știi? Că dacă înnot, s-ar putea să mă duc în cap ca peștele la fund, știi? E mai dubios, adică nu. Știu, și pe mine mă bușește plânsul când mă gândesc ce dramă s-ar putea întâmpla în viața mea, știi? Dar totuși chiar crede-mă că te compătimesc, că îți vine să plângi. Dar nu, stai liniștită, că eu sunt pozitivă și am un creier cât se poate de bine conturat. Asta contează.
Da, și nu-mi pierd speranța, că eu o să mor ultima, ea o să o trag după mine, dă-o dracu de speranță. Te pup viață să rămână, mulțumesc, eu am fost ora 13, Lari mă numesc, aș vrea să știu cum te numești tu. Iasmin, îmi pare Îmi pare bine, așa, am vrut să văd dacă vă minte cu Insta, mă, așa. Și Urdea, mă, nu Udrea. Mulțumesc mult, bine. baftă, un Da, nou an nu aveți fericit, pentru ce. să fii iubită, sănătate Seara și bună. mulțumesc. Mulțumesc frumos. Drăguță foc. Hai. Hai. Ie. Tutem. Poți mă? Să rămână. Te mai puț. Călugu. Hello? Hello? Sorry? Hello? How do you do? Sorry, Sorry, my yes. name. My name is Idiotu. Oleu. Oleu, pun cenzură, mă încavaș, că e mulți. Mamma Hello? mia, de Mamma mia. Era emo game. Ia uzi, mă nebunu. Foarte, foarte ok, Alex. Serios, foarte. Bună seara, iubit, tot aștept ca și când. Numai dragostea noastră ne-ar da de pământ mai presus. De ce sunteți îmbrăcați în preot? Bă, ăsta Păi, de nu ce se sunt numește. îmbrăcată un preot? Păi, ori sunt Mă îmbrăcată, ori scuzați, sunt nu preot. preot. Nu mai știu cum se numește. Am uitat pe momentan lapsus. Veață, am fugit de la pușcărie, mâncața, și nu mi-a dat ăștia alt costum decât să mă duc la mănăstire. Eu am zis că ești femeie, Așa, când te-am da. văzut, am zis că gata, uite-o pe colega mea Călugăriță, de... nu? Nu. Ei, călugăriță, gărgăriță, nu zic călugăriță, că te crede lumea. Mai nu. Veață, eu am zis când ți-am văzut ochiul ăsta așa frumos, am zis, mamă, mi-am găsit colega de celulă în libertate. Mamă, ce poveste de dragoste a fost între mine și ea. Vrei să-ți povestesc? Da. Știi, melodia aia cu plângeam când ne vedeam, știi? Da. Nu, Ține când îi întrebământ, vedeam, nu? când ne vedeam împreună. Bă, tipa foarte mișto. Acum Așa. mi-a zis o colegă care mi-a împins, dracu, m-a împins de curs să ies pe grilajul de la celulă, mi-a zis, fă du-te în viață și caută-ți jumătatea pe Omegle ăsta. N-a știut, dracu, că Așa. eu am întrebat vreo jumătate de oră, am întrebat pe cineva cum să ajung la Omegle și mi-a zis că nu, că la Socrates, dacă vreau să mă duc, mă duc. Sau la Sodracu Așa. să o ia. Și acum am ajuns aici și mi-a zis că aici s-ar putea să-mi găsești jumătatea viață. Tu ce cauți? Că eu mi-am găsit-o. Eu mă plictisesc. Și eu să mor. Mai povestesc și eu. Cu cine? Ai găsit de povestit ceva? Eu acum am întâlnit o gagică Da. senzațională. Vrei să zic și cum se cheamă? Da. Mihaela Muscalu. Ai Mamă, auzit de ea? ce fain. Băi, Nu. mănâncă nuci și dă din buci. Fii atent. Deci e genială tipa, să mor eu. Da, mă, să mor dacă te mint. Deci, uite, are canal de YouTube, dacă zici că fac mișto. Să mă facă mișto Dumnezeu pe mine dacă te mint. Uite, du-te pe canal, caută pe YouTube Mihaela Muscalu și vezi dacă asta nu stă cu bolul în mână. Deci, uite. O secundă, deci cum? E ăla? Mihaela Muscalu, să nu o cauți în țarul, că nu o găsești. Muscalu, de la muscă. Zi, îi sare musca repede. Andreuța, te pup, Aha, mai lingă pe... știți dumneavoastră? Da, uite-te, mă, viață, la Mihaela Muscalu, întâi pe YouTube și apoi zi dacă sunt eu viață. Păi tu crezi M-am că îmi fac uitat, dar eu reclama știu. undercover? Păi n-ai văzut-o Uitați ce că îl vorbesc cu bronzată e? cineva și îi face urât. Cine e? Zi, mă, că-i rup capul, Un zi, care e ăla? prieten, nu Dă cu scutea, că casca face de boxe pământ. 3 ani. Ești pe Discord, m-a intrat Discordia în tine, mă. Da, Discord, cum știți? Știți de Discord? Păi dar ce, noi nu vorbim cu Dumnezeu pe Discord? Ba acum, și cu Isus. Nu, cu Iisus Acum a scris vorbești în tu. cofă. Acum dau cu tămâie în viață, că am simțit că a intrat necuratul pe Discord. Ai găsit-o pe Mihaela, serios? Da, am găsit-o. Și semănăm? Nu, Exact, asta serios. arătați. Ai viață că nu semănăm. Glumesc. Nu semănăm viață, fată faină. Ce faci viață tu pe aici? Păi Cu ce te da. plictisești? Eu? Eu am zis că căutam și o caterincă. Și ai găsit serios. Numai nenorociți din astea, numai pocnitori, numai petărzi din astea care vulgar, știi? Dă-o să moară, să o dreagă Și soța. moș din aia de 1000 de ani. Mai bine o măicuță, uite ce frumos vorbim, ce decenți suntem. Cum să nu vin? Jasmine, Dar te pup. dumneavoastră faceți cosplay? Cine? Gă ce? Cosplay, faceți cosplay?
Ce drăguță. Ați venit de la Dumnezeu cu avion? Nu, mă, eu m-am teleportat, viață. Eu vin din Star Trek, vin din viitor. M-am venit din viitor, viață. Tu crezi că eu zgâscă să auzi, mă duce cu avion? Dar ce, cu racheta nu-mi permit? Eu am venit de la Star Trek, din viitor, să mor. Dacă nu, n-am un căput de brontozauri pe acolo, toți deformații, toți. Dacă am zis că vreau și eu să-mi schimb sexul și am venit pe pământ, căci că aici să face schimbarea de sex. Vreau să mă fac femeie, să mor, dacă nu. Ne, știu. Da, păi am văzut că aici se poate, totul e posibil. Și că dacă dai și barter din ăsta, adică că dacă dai ortul popii, te schimbă de tot. Nu știu. Și că te schimbă la față, dacă vrei. Îți bagă bulioane, silicoane din astea, știi, biberoane, suzete, te face zombie. Și n-ai găsit, nu? Nimic. Nu. De jucat joci? De a joc. Ce joci? Că eu joc Counter-Strike și GTA 5. Tu ce joci? Și CSGO și LOL. Cine e ăla? Counter-Strike. A, păi așa zi viață, că eu că... Auzi, zi-mi și mie, poți să-mi spui și mie că n-am învățat mâncația și în jumătate de an cum să aruncă grenada aia fumigenă. De câte ori arunc grenada aia fumigenă, sar în aer. Ce culoare are grenada aia fumigenă, firar, mama, ia, dracu. Grenada aia cu 300 de bani. Dă-o, dracu, cu 300 de bani. Tu n-auzi care o culoare, e roșu sau verde, că trei grenăzi acolo. E gri. Firar, dracu, de grenada, că dacă nu mă chinui... Ci că aruncă grenada, bă, își bate ăștia pe server joc de mine în ultimul hal. Aruncă soro grenada, bă, nebunule, când arunc grenada sar în aer. Știi melodia aia lui Loredana Groaza? Ridică-mă la cer. Exact asta aud, știi? Ridică-mă la... Și mitraliere, puștoace din astea ți-ai cumpărat? Că eu mi-am făcut... Am băgat 4.000 de euro. 4.000 și... Dai și mie 2 euro, mâncați, așa talentul tău. Da, din 4.000 dai și mie două. Peste ochi. Ce vreau să zic? Prietena ai? Am. De ce? Păi nu, că te întrebam, că dacă îți cauți jumătatea, de ce ai mai avea prietene, știi? Mă gândeam așa. A, dar tu nu zici că pentru... Asta. Am interes în ele. Mi-am găsit, o să mor dacă nu jumătatea. Fine. Serios, dacă nu. Era puțin mai frumos ca dracu, eu m-am obișnuit cu ăștia. Bine, viață, hai că te las ca să te distrezi pe ăsta, pe ce se gândi prietenii tăi. Frate, am fost ora 13, dacă ai plăcere să mă urmărești, pur și simplu apreciez. Dacă nu, să fii iubit, la mulți ani, să fii fericit. Sora 13 mă numesc. Sora 13, ok. Dar nu din cărți, să nu cauți Molière, astea că nu le-am eu cu cititul, că eu sunt analfabetă. Te pup, viață, ești foarte simpatic, nu-mi permit să fac aroganțe de 2 lei cu tine, că eu caut artileria grea din ăștia care nu știe să înjure, știi? Te pup, e simpatic, pup. Pa. Bă! Măi, cum ce faci? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ce faceți, fetelor? Băi, curță! Știu, măicuța bătrână cu brâul de lână. Hai că astea mici spă Caterinca, mă scuzați, fetelor. Hello? Hello? Can you give me to eat? What are you eating? Bread? No. What? Hello? Hello? What are you eating? Funny, bread. Funny. Funny, bread. Bread pit. Can you ask me something? Please. Hai. S-a adus dracu, mâncăm pâine, să mor dacă nu. Dau. Jumătate tu, jumătate eu. Bună seara. Mai. Ce faci, măicoi? Mai. Ce
ce față de băiat, o băiat, fată de fată, să mă urca niciodată. Alo, alo? What are you looking for? Oh! Eine Nonne? Zwei Nonne. Păi facă două, dă-mă dracu, că n-am talent. Alo? Alo? Ce faci? How do you do? Shisha. Shisha. My name is Misha. Your name is Shisha? No. No. Oh, what is your name? My name is... Sorry? My name is... Ok, am înțeles nimic. Can you tell me where are you from? I am from Germany. You are from Germany. And yes. I am from heaven. Can I ask you something, if it's possible, Mr. Shisha? Că n-am înțeles numele, să moară familia mea. Can I ask you something? Yes. Do you drink? Yes. Și așa e căcatul ăla de ți-l bagi pe gât ca să iasă fum pe gură. No, my sister, stepsister from church, she was asking what is mean shisha. And I told him, shisha is like a cigarette, but without nicotine. Or you are smoking with nicotine? Other tobacco. Are dracu, are de toate. Can I ask you, how long, no, how long, nu, că după aia am zis cine știe ce mine. You are going to church? No, you are not Christian, no? No. Ok, it's not a problem. If I ask you about Christian, what do you think about them? What can you tell me? I have many friends who are Christian, then okay. Not correct me. Hai că m-am plictisit, deja ești prea serios. Tell me, now I make a translation for my sister. The mother. Ce? The mother. Ce mai spune? Astea-s mici. Hai, nonă! Hai! Hai! How do you do? Da, yes, I am a nun. And my name is Shisha. I have an exotic name. Are you going in a bar and then it's a Shisha bar? No. I don't smoke. No, my name is Shisha. For a Christian church, Shisha is mean... The stepsister, the tedrecul de proastă, da. Paule. Nu tu. Poate o găsesc pe... E aici, Aruju. E aici. Mi-am găsit-o, jumătate. L-ați văzut? Nu mai vedeți. S-a adus. S-a adus! Mamă, părinte! Măicuța cosmică să moară, Cicilare! Măicuța cosmică! Nu-s bionică. Cosmică e aia, așa lua zborul, frate. Da, dar tu ești bărbat aici, mă, pe bune. Nu, sunt transexual. Nu ești bărbat aici. Transexual. Stau pe ouăle mele, sunt transexual. Așa zi viață. Așa mâncați, așa talentul. Ești femeie sau... Da zi, mă, ce ai de zis mai repede? Te mai uita așa că la spune cu proști. Să uitați, zici că l-a înțepenit ecranul, să mor dacă nu. Da, să... Băi, nu vă puneți urechile! Mamă, nu vă puneți urechile! Hello? Who is Noni? Hello? Yes? How do you do? What? Hello? 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 How do you do? Yeah, I'm good. Where are you from?
Germany. Germany. I am from Indonesia, but now I live in Italy. Can Are I... you a girl or a boy? A boy? No, I am a nun. I'm not a nanoi. I'm a nun. How old are you? 69. Du bist eine Nonne, hast du tust. Sorry? Bye. Thank you. Hello? Hi. Bist du Mädchen? Sorry? Do you speak English? No. Where are you from? Altă-te un pic. Where are you from? Ia cu capul. Hai că îmi place. Ce să-i facem? Stați-mă puțin că nu mai găsesc. N-ai mă, n-ai văzut cum a venit strâmbă în gură ăla. Astea stau la șifon ieri să mor. Cât de frumoasă ești. Bună, am dat-o cu lugăriță. Hello? Hello. How do you do? I'm fine. Where are you from? Romania. And nice. You? I'm from Italy. I live in Lisabona. Sorry? Can I ask you something? Yes, sure. How do you do? God, I'm very good. You? I'm a little bit good, but not so good. You know, it's late. And I must go to church and I cannot find the big sister, boss sister, in our homeless house. You know? Can you... ask me something. Hi. Can you ask me something? Sure. Do you know God? Bless you. Do you know the name What? Of God? No. God bless you. God bless you no. too, but I don't I know. I think I have a reason. Revelation. You are from where? Romania. Brașov? Bucharest. Bucharest? I'm fost acolo in Dovrmi Cinci. At the church with Theoctist, you know, Theoctist? Church, Theoctist in Bucharest. You have that sign? Sorry, no signal? God bless you. Can I speak a little bit Romanian language with Carita. You? Cum te numești? Sămce? Mary. 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 Glad, glad bless you, Mary. In tre cartier stai in Bucharest. Kitwila, Mary, in tre cartier stai in Bucharest. I say sector doi. I don't know. I don't remember. Ești foarte drăguță. Îmi place de tine. Ești foarte liniștită.
Thank you. You are beautiful too. Pleasure. Do you know the name Traian Băsescu? I was in his his familia. You know familia? I like his daughter. I don't know him. Sorry? I don't know his family, but I know him. He was the prime minister of... President. President, yes, so of course. Yes, president of Romania. Yes, nice person with long hair. Here, long hair. You know, heard? Hut, foot, hair, hair, yes. Do you go to the church? No church. Your family is happy? They, oh, happy day. Yes. Oh, happy day. You know the song? Yes, I know this song. Can you please sing with me? Touch foot's hut. Sing with me. Oh, happy day. I'm so sorry, but I need to go to sleep because tomorrow I'm at work. Somnușor, ești foarte caindă, mulțumesc mult, ești foarte drăguță, foarte decentă, apreciez. A fost o farsă. Sora 13 mă numesc, ai fost în live foarte tare, mi-a plăcut mult. Țin-o tot așa, un an nou fericit, baftă. Mulțumesc, aveți grijă de voi, seară faină și weekend plăcut. Spune. Mulțumesc. Cu mare drag, cu mare drag. Pa, pa. Mai cu... Dacă nu, varianta lui Mozart mai tânără. Să mă moară dracu dacă nu. Mozart. Mozart. Bătrână cu brâu de lână, cu frâu de mătasă, cât măsa de groasă. Hai viață că m-am plictisit. Yeah, you know only this. Ai văzut că ești prost? Yeah, yeah, I know. You are so stupid and you want to show us. Yes, the idiot is here. Păi da, n-a pus fraiere tu. Hello. Hello. Oh my God. One of us. Hello. Hi. Hi. Do you speak English, please? Yes, okay. God bless you. Thank you very much. Can I talk with you a little bit here? Yes. Okay. My name is the nun. My name, nun name is Filofteia. I am from Crăcănata din Vale, you know, from Italy. And I want to put some question if it's possible. Okay. Okay. First question is not a quiz, is like a prayer
It's almost midnight time, and I think you want to sleep, and you have some problems inside in your mind. What you was doing yesterday? Yesterday? Yesterday. All my problems seems so far away. Yes, yesterday, not today. Yesterday. Yesterday, did homework. Yes. And bad and what? Bad or good? Bad. You was, okay, sitting in the bed. Oh, no, singing in the rain. Okay. And your friend? You don't go to the church? Nah. This is the no. reason for what I was questioning. Okay. You don't go to church, or it's impossible? Because in Italy it's almost impossible, but I can go online to make, you know, some... slujba de mădracu, cum dracu s-o zice, some, I don't know in English, only in italiano. If I ask you, what do you want to make right now? If I want to ask you, you want to go to sleep or you want to stay with me to talk? I want to talk to you. Okay, perfect. We will play. I don't want to talk about God because God is not online, is not in virtual. But we can play together. For example, can you sing a little bit? You don't need to have a good voice. Yes. Do you sing? Okay. If I ask you, do you know the song Singing in the Rain? What kind of music do you know? It's Raining Men, you know the piece? The piece, the resistance, the madracu. You know the song? Păi dacă stă să cântă o jumătate de oră să moară Cipilan, dacă nu. Hey, can I speak English? No. Bonjour, bonjour, bonjour. Bun curnu vreau. Dă mă dracu, n-am pus cenzura și ce mă... Era să mă sperii, să moară Cipilan dacă nu. Aude mă că fugi porcul. Fugi porcul cu capul în gură. Doamne, da, bravo. Ai bună. Bună seara. Seara bună, ce faceți? Ce să facem? Uite puțin pe aici, dar în trecere. Bravo, dar mă mir, ce? Sunteți măicuță, nu? Măicuță, fică. Măicuță, păi de la mână. Păi știi că o trați pe OMTV? Nu am intrat și eu. Măicuță că a zis că umblă necuratul aici. Poftim? Umblă necuratul pe aici, umblă satana și am intrat să facem dezlecare de necurați. Nu, că nu pot să vorbesc cu mai mulți, că păcatele mele, sunt doar o femeie. Pot să te întreb ceva? De ce e așa? Ia întrebați. Păi nu, dar dacă te deranjezi, poți să-mi spui că pe oricum fac o magie ca să se închidă telefonul. Gata, tatălea, că nu mai faceți magii, nu mai închide telefoane. Eu m-am mirat că vă găsesc pe site-ul ăsta. Sunteți măicuță, nu? Da. Păi și ce căutați aici, că sunteți măicuță? Că nu înțeleg, nu mi se pare ceva normal. Cine vă dă voi? Dar mie mi se pare absolut, uite ce drăguț e băiatul. Foarte drăguț. Soțul, să vă trăiască. Să fie sănătos. E soțul, doamne. Să vă trăiască, să fiți sănătos. Și aveți copii? Am,
Am rămas uimită că vă găsesc. Îmi cer scuze, dar chiar am rămas uimită că vă găsesc pe site-ul ăsta. Dar nu e nicio problemă. De ce trebuie? Că nici eu și am rămas uimită când am văzut ce se întâmplă pe aici. Vă dați seama. Și eu. Ați văzut. Lumea nesimțită. Oamenii se masturbează la cameră. Deci o nenorocire și aici. Asta știți cum e. Păcatele mele, eu nu sunt în măsură să judec. Eu sunt un... Nici eu. Dar vorbim ne dăm cu părerea. Da. Dar eu sunt om care stă din exterior și privește, nu sunt în măsură să judec, vorba aia cum se zice la Sfânta Scriptură, cine e fără de păcat să ridice piatra și să arunce în, cap, în capul meu. Vreau să vă întreb ceva, nu vă supărați. De ce m-ați întrebat de ce sunt? Ca să vă explic că n-am apucat, chiar azi foarte solicitată. Am putea avea câteva 5 minute de liniște să putem să... Maica Stareță a încărcat aplicația asta în telefon. Nu, înțelegeți? Nu am o secundă. Acum vă înțeleg, gata. Maica Stareță a încărcat aplicația asta în telefon. Bun. Ideea este următoarea. Ca noi nu știm cum Dumnezeu păcatele mele, că era să-l invoc pe necuratul, să scoatem drăcovenia asta că nu zicem cu păcat din telefon, că noi avem dimineață rugăciune și vine Sfântul Părinte și mare rușine se abate pe capul nostru. Problema ar fi că ne-a zis, domnule, închide telefonul și deschide-l, dar aplicația rămâne instalată. Nu știm cum Dumnezeu să o dezinstalăm. Mi-a zis un băiat, mi-a zis, doamnă, nu e foarte greu, apăsați pe ea și dați dezinstalare. Întrebarea este următoarea. Cum Dumnezeu să facem păcatele mele, ferească-mă Sfântul Dumnezeu, că e aplicația instalată în limba germană, că măicuța noastră stareță este venită cu ordin de la Germania. Okay. Și nu știm cum să dezinstalăm, că nu știm cum e anulare, cancel-ul ăla, nu știm. Mi-a zis unde? Maică, cancel. A avut dreptate, da. Nu știu. Nu știu cum e cancel. Țineți apăsat pe... Așa. Notificarea asta pe desktop și scrie acolo dezinstalare sau orice scrie. Băi, deci am obișnuit, băbile, vă dați și guruș. Ce să facem, maică? Dacă nu mergem la rugăciuni și nu ne vede prostimea, îți dai seama, ne permitem și noi aroganțe de astea, că na? Să-mi fie cu iertare, dar e o măicuță care se dă cu ruși, n-am văzut și-l mai și mâncați cu limba. Păi n-am avut carne în seara asta și mi-a zis cineva că e făcut din seu de câine. Și mă dau și eu măcar să simt o lecuță de gust de carne. Of, mâncam aș găin, nici beat aș vinu. Dar eu măicuță, n-am văzut. Uite-aia! Nu, dar tu ești bărbat, nu femeie? Nu, cum să fiu bărbat, păcatele mele. Doamne, iartă-mă. Arată-mi o țuță. Dar ți-arăt, uite, viață, uite. Că nu am. Are țuță. Are țuță, cum să nu? Doamne, iartă-mă. De cum, păcatele mele? Da, măicuță. Fumează, măicuță. Dăm cu tămâie. Dăm cu tămâie, dăm cu tămâie, viață, nu? Dăm cu tămâie viață, că noi nu facem păcate. Cu noi mai jos. Hai să nu urleșine băiatul. Hai că am treabă. Dacă vreți să mă uit la el, eu pot să mă uit, dar să nu desă de oache. Dar nu, eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Stați aici, nu plecați. Păi da, dacă mai eu nu pot, ceva. Că păcatele mele. Eu nu... Sau leacă, cum da, era? Cu tămâie. Iau țigara și opri? Da, dar da, nu de la lumânare păcatele mele, că e mare păcat. Da. Am brăchet, eu tot ce găgeam aici. Nu îmi place mie, bărbați, mie îmi plac femeile. Să fii sănătoasă, fiica mea. Vă plac femeile? V-am și mie. Și mie îmi plac femeile, maxim. Și mie îmi plac femeile. Da? Femeile altora sau femeile tale, ca să știu? Femeile altora, viar, ale mele. Da, și mie îmi plac femeile altora, că eu asta vreau. Știu? În Germania ce faceți? În Germania a venit cu maica stareță, ajutăm la bolnavi ăștia psihici pentru COVID-a asta, că s-a luat COVID-a asta în Germania și mai iau oameni care sunt la pat legați. Și stăm, îi însoțim, le mai zicem de-o binecuvântare. Aici ne-am mai stricat și noi Occidentul, ce Dumnezeu, păcatele mele. Parcă e altceva.
Nu putem să... Acum, nu știu, nu vezi frică de Dumnezeu, pe bune? Nu, că Dumnezeu nu dă cu parul, pune degetul. Cum pune la mine, pune și la tine, maică. Să știi că nu pune diferit. Nu prea frumoasă culoarea la râș, nu? Și la urma urmei sunt niște haine doar. Ei, nu, hainele nu, că credința, că credința zace în suflet și în minte, să știi, fica mea. Da, mamă. Iartă-mă, dar eu care fumează, maică, de asta stareță. Nu sunt stareță, maica stareță. Măicuță, n-am văzut care fumează, să fii cu iertare. E cu tămâie. E cu tămâie, ne-a adus de la Amsterdam, tămâie din Amsterdam. Și să... Să bine. Să rămână, vă pup, să fii iubită, un an nou fericit, a fost o farsă, te pup, mulțumesc mult. Mă numesc ora 13, dacă vrei să te revezi, te găsești pe YouTube, ai fost pe live. O comunitate foarte simpatică. Sora 13 pe YouTube. Sora 13 pe YouTube? Ok, o să mă urc. Vă pup, aveți grijă de voi. Sănătate, un an nou bun și să fiți iubiți. Mulțumesc, Româna. Pa, pa. Cine? Oameni cu ce fete? Așa să fie, fiule, de cap și de bătaie de joc, ție și la familia cui te-a făcut. Da. Ce să-i fac? Dacă-i prost, să moare așa, să moare de castraveți. Simpatică tipa. Da, din auri. Hello? Do you speak English? Nu. Bună seara. Bună seara. Sunteți singuri că e zgomot. Nu te auzi. Nu mă auzi. Bine, ne auzim altă dată. Toi. Hello. Do you speak English? Yeah. Why you are so sad? I'm not sad. I'm just tired. Okay. I wish you a good night. Sleep well. Take care. Yeah. Bye bye. Era să mâne cu toate, dă-le dracu. Și cu țigare era. Hello? Să duce asta. Asta e cu copil, nu? Holu! Simpatică tipa. Simpatică rău, tipa. Adică chiar dacă așa, mă doveam că cu Caterin Cănia. Hello? Hello? Can I ask you where are you from? No. No. Why? Because... Touch. Câți? Why? Mici, ia uite, mici cât o gaură de bombă. Bună? Asta zici că l-a făcut ce vorbești, Bobiț? Ia uite și pe ăsta. Da. Hello? No voce. Fetele, hello? How do you do? No speak?
No. Wait, wait, wait. Da, proastă ești, fă. Ai fugit ca pocnitoarea. Ce faci, viață? În cața și talentul tău, ce frumoasă ești. Semeni cu Mădălina lui Manole, pe cuvântul meu. Așa moartă? N-am zis că, Doamne, iartă-mă, am zis că semeni cu ea. Tu te-ai uitat la pozele ei când era vie? Că n-am văzut poze cu ea moartă, viață. Da, îți place Mădălina lui Manole, cum cântă? Da. Păi și dacă era moartă, dacă îmi zicea cineva că semăn cu ea să mor, dacă nu o luam ca pe un compliment. Ce faci, viață? Bine, uite, stau pe aplicația asta. Ce ce faci pe aplicația asta? Ce ai găsit tu pe aplicația asta? Chiar, ce ai găsit tu pe aplicația asta? Zi-mi și mie, că eu n-am găsit nimic. O țigară am găsit. De exemplu, am găsit un om foarte mișto, când am vorbit cu el, era de treabă. La dracu, ăla nu era mișto, ăla era prost. Cum dracu să intri să întâlnești o femeie foarte mișto, foarte de treabă, cu care vrei să vorbești și să uiți să bagi telefonul la încărcat? Nu, no, da, avea soție. Soție e el, că pe mine nu mă interesează. Și te... nu, dacă era a lui, nu mă interesează. David, te salut. Viață, zi și mie, de unde ești? Da, din Maca. Right, Maca. Mulțumesc mult, GNG, mulțumesc, Maca, mulțumesc mult. O secundă, viață, te rog frumos. Eu nu-ți mulțumesc, Broken, mulțumesc. Anișoara, mulțumesc. Seven, mulțumesc. Mulțumesc, Maca, mulțumesc. Carmen, Ionuț, Daniel, mulțumesc. Deian, mulțumesc. Magnum, mulțumesc. Andrei Mocanu, mulțumesc. Deian, mulțumesc. Man, mulțumesc. Broken, încă o dată, mulțumesc. Mulțumesc, Maca, mulțumesc. Stai o secundă, viață, nu închide. Broken, mulțumesc. Manu, te salut. Uzi, te salut, mulțumesc. Radu Ștefan, te salut, mulțumesc. Andrei, mulțumesc. Mihai, Dayan, Carmen, te pup, mulțumesc mult. Carmen, mulțumesc. Maca, Magnum, mulțumesc. Laurențiu, Săruna, mulțumesc. Salută chat-ul, Rai de la Maca pentru tine, adică un super domn, un super gentleman. Dacă vrei, poți să intri acum pe canalul lui de YouTube. Machiavelli Vlog cu capa. Să fiți iubiți, GG Network. Machiavelli cu capa Vlog. L-ai găsit? Dă un like și un subscribe, da. E super mișto, omul creativ, actor, regizor. E un Sergiu Nicolescu încă în viață, nu l-am îngropat nimeni. Strigoi moroi în urmă, da. Deci foarte mișto. Am stricat numărul. Sora, ce să fac? Sunt sora 13, putem să vorbim pe cine? Mulțumesc încă o dată, mulțumesc mult, să fiți iubit. Fata e din Bacău? Nu știu, n-am apucat. Sărmâna, hello? Hello. How do you do? Vibită? Vibită cine? How do you do? Do you speak English? No, no, Deutsch, no English, please. If you know God, God bless you. You know? I can speak English. Ish, tu. Can I ask you something, you know the song is raining day? It's... It's... Go, go, baby, go. You know the raining day? S-a adus că m-am plictisit, e un craiovan distrus. N-am apucat să zic. Hello? 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 Râs ca proastă. N-am apucat să zic că e craiovan distrus. N-am apucat să rămân. Hello? Te sunam, frau? No. Was bist du? Ja, ich bin. How do you do? Speak English, please. You are woman? Woman, no cry. Oh, woman, no cry. Woman or man? Woman, no cry. No. No cry? No cry, no cry. Hast du Hutz. Hutz. Where are you from? Correct. Curet, cine? Curet, nu, nu. Trotinet. Germany speak English? Yes. Yes.
Yes. Please. No, I can speak English. If you are so idiot to understand me, it's perfect. Because I can speak Romanian. No. Firea dracu de idiot care ești, dar ce te lauzi, măi, dă-te grecu! Scrabule! Yes. Hıts! How do you do? Hıts! You speak English? Hıts! Why ask not to? Hıts! English, please. Hıts! Să tute. Hıts! Hıts! Tute-i mă. S-a dus, drag. Hello? Hello? Do you speak English? I speak English, yes. Yes, me too, too. Hıts! Hıts! Where are you from? I come from United States. Yeah, me too, from China. You know? Yeah. Hıts! Siria, dracu de prost. Și eu te cred că scrie Germania la tine. Mă, dă-l dracu de fraier să mor eu. Zice că vorbesc limbi străine. Macaveli, te bat cu mâna ta. Păi de ce să îmi bați? Auză, dracu, Iv. Asta e blocat. Hello? Hello? Could I be sure? Yeah, danke schön, du bist gut. Do you speak English, please? But you are from Germany. No, I'm not from Germany. I'm in Germany to work in Germany, but I cannot speak very well German language, no? I'm from Italy, you know? From Italy? Yes, ah, you're from Italy. Italy. Yes. Where are you from? You can speak Italian? A little bit because I'm orphan, you know, and I have a syndrome, you know, Trotinette syndrome. The guiți, tu guiți. Păi n-auzi, mă, ce... Mă, dar eu m-am mai întâlnit cu omul ăsta frumos. Și vorbește decent, e foarte inteligent și am mai vorbit cu el într-o seară. Bună seara din nou. Seara. Ce faceți, stimate domn? Că în seara asta m-ați prins, că vorbeam și eu mai puțin. Ce faceți? La o pipă. Să rămână, mulțumesc. Îmi permiteți să aprind și eu, stăm la două, dumneavoastră și eu pe a mea? Cărujul nu mai bagă în gură, că mă spurcă lumea după aceea. Ce faceți? Plictiseala, la o pipă. Merge? Plictiseala? Nu. Prost, aici. Da, pe da, mă bag la un o să mă bag la un film și după aia la nani. La ce film? Ce filme urmăriți? Păi, Netflix. Ultimul a fost Resident Evil. Ok, nu, că nu sunt rezistente la dragi, chiar dacă mă îmbrac ca dracu. Nu mă uit la filmulețe din astea de groază bănuiesc, adică din astea se pe de să ne scrie. Nu e de groază, nu e de groază. Nu? Atunci e un film apocaliptic, post-apocaliptic. Gata, m-ați convins. Serios, m-ați convins să mă, că ultimul pe care l-am văzut eu a fost, trebuie să deschidă playlist-ul de la Netflix, am găsit și eu azi noapte unul, mișto rău de tot. Da, cu o creatură din asta care era dusă în baza militară americană, The Titan, și The Titan mi se pare că se numește, Titan, Planeta Titan, duceau pe altă planetă, creau niște... Sună cunoscut în orice caz. Da, creau niște atrocități din astea genetice, ca și mine, așa. Bine, mai înzestrate intelectual, că eu mai de la țară. Vă întreb, nu v-ați plictisit pe aplicația asta, că eu n-am intrat de curiozitate, deja începe să-mi placă, mă distrez. Păi am două variante. Când vin în bucătărie să-mi fumez sigara, așa, ori stau și mă uit în zare, ori stau pe Facebook. La ora asta nu prea mai cu cine să comunici. E târziu, cel puțin la mine. E unul și ceva. Vă zic o soluție. Există pe YouTube live-uri, puteți intra, interacționa, puteți găsi live-uri de bună calitate, oameni de bun simț, puteți interacționa, comunități mici, mai mari. Deocamdată, în primul rând, să mă gândesc la un subiect, că e primul pas care trebuie făcut.
Aveți de unde alege. Gama e diversă. Da. Dar ideea e că o țigară are 5 3 minute, 3. Și așa, dacă vreau să studiez sau să urmăre ceva, trebuie să aloc ore, probabil. A, nu îndrăznesc să intru în intimitatea dumneavoastră foarte mult, dar profesional îmi inspirați foarte, foarte multă, emanați foarte multă inteligență. Ce profesie aveți așa? Dacă puteți să ziceți, dacă... Nu, nu e cazul. Am impresia că lucrați în media, nu știu de ce am feeling-ul ăsta prost. Inginerii electromecanici. A, deci aveți circuitele foarte bune. Vă pricepeți. Da, mai ales legea lui om și legea lui Chircov. Nu-l cunosc, pe omul ăla nu l-am cunoscut. Legile omului nu le mai văd, că e legea lui om. Legea lui om e cea mai simplă. Sunt om cu mine și om cu... Sunt om cu tine și om cu mine. Asta e legea lui. Nu, că eu știu legea bunului simț aia cu... Ești om, multă lume, oameni puțin. Și de asta ziceam că e teoria relativității. Și Chircov e buclele. Poftim? Chircov e băiatul ăla care merge și se bobinește pe toate pe circuitele ăla sau ce, pe, când vorbim de bucle. Păi, suma tuturor intensităților. Era să zic ipotenuzelor că mă dădeam peste cap. Mă dădeam peste cap, suma tuturor ipotenuzelor și mă dădeam peste cap acum. Deci suma tuturor intensităților ale curenților electrici care intră într-un nod, este nulă. Alternativ sau continuu circuitul? Nu contează. A, deci nu există. Prima lege se aplică și la continuu și la alternativ. Am înțeles. Mai bobinesc și eu din când în când câte o carte din asta proastă. Mai găsesc și eu și de asta. Mai funcționează circuitele. Nu știu, decât definiție. O carte foarte bună în domeniul electricității. Istoria electricității. E bună? Și... Am citit-o, da. E foarte bună. Sau o altă carte bună, Edison, Thomas Alva Edison, iar o recomand cu căldură. Altă carte, dacă manualul instalațiilor electrice, făcut de cei de la Schneider, care prezintă într-un mod foarte elaborat și foarte frumos. E bine. Și instalația electrică se referă la... De la un apartament simplu la tot apartament, implică, la da. Producerea energiei electrice. Mm-hmm. Și merge, acum nu am cunoștințe, specializarea mea e, eu sunt mentalistă, frecventă, în ultima perioadă cam cu asta mă ocup. Vorbesc foarte serios, dar n-am experiență, cred că trei lucruri nu pot să fac, să umblu la curent, adică bun, pot să schimb o priză și să mă și curentez în același timp, nu umblu la instalațiile... cu apă, deci la chestiile astea cu instalații sanitare never ever și nu dărâm case, că în rest mă pricep cam la tot ce e posibil și dat cu ciocanul peste degete și peste cap câteodată. Referitor la schimbarea unei prize, primul lucru și cel mai important, trebuie oprit siguranța din panou sau întrerupătorul trebuie coborât. Sau siguranța scoasă, sau depinde de disponibil. Că pe vremea mea, nu exista cu opritul. Scoteam dracu patronul de la panou. Era o siguranță fuzibilă care în interior avea o liță. Da, în sus. Da, păi și scoteam și schimbam lița aia, o lițam de-o luat dracu, că am băgat de, da. Băgam în lița aia de ieșea pe ochi. Mai sunt unele apartamente care într-adevăr au siguranță fuzibilă, dar acum vechi. Majoritatea sunt cu întrerupătoare automate. Da, instalații vechi. Domnule, o plăcere, ați terminat și țigara. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și pentru scurta noastră comunicare. Eu sper să vă fi plictisit eu pe dumneavoastră. Absolut deloc. Eu sunt în trecere, numai că scopul este să facem puțin umor. Da, corect. Dumneavoastră sunteți o persoană foarte inteligentă, agreabilă ca și comunicare. Vreau să învăț mai mult. A, pe și eu tot asta încerc să fac, dar mă tâmpesc aici. Mai găsesc și eu 2-3 oameni cu flash-uri la cap și mai au de la ei lumină. Întâmplător, așa că ne legăm de profesia dumneavoastră. Dar a fost o plăcere și chiar, credeți-mă, nu o spun ironic, o plăcere. Îmi cer scuze pentru tura trecută când am încercat, dar nu mi-ați ridicat mingea la fileu. Mă numesc Ora 13, am un canal de YouTube. Dacă aveți plăcerea, putem să discutăm odată. Cu mare plăcere putem să discutăm. E un subiect interesant și cred că fizica în mare parte și chiar electronica nu sunt de neglijat. Sunt și copii tineri care ar putea învăța. Sau electronica, mai degrabă. Și că plecăm de la baze. Vă mulțumesc foarte mult. O seară plăcută, o duminică o excepțională. Seară mulțumesc mult. La revedere. Sunteți drăguți.
Nu mă plictisea, dar era prea... Era prea serios. Da, să poate spune și așa. Că de ce nu? Nu e deprisos. Hello. Hello? S-au dus. Hello? Hello? Where are you from? It's Romania. Ah, Romania. Vorbiți românește. Foarte tare. Da. Putem să vă deranjăm un pic cu niște întrebări? Cât stați? Nu vă supărați. Mergeți la biserică? Când am timp. A, întâmplător. Bun, nu e păcat că nu sunt eu în măsură să vă judec pe dumneavoastră, că nu sunt ceas. S-a dus dracu, femeia, pe copcă. Hâți, domnule. Hâți. Faci la ceva, că n-ai cum să ai tare cum să nu faci. Recucine? Hâți. Ce-a zis Mona? Sunt și bolet, să mor eu. How do you do? Ăsta l-am mai văzut. Einstein. Hello? Hello? E dezbrăcată fata. Ăștia sunt pe muzică, frate, pe hardcore. O ard în muzică. Bă, încă o dată, Macaveli, mulțumesc pentru raid. Mulțumesc mult, Macaveli și Carmen, pentru raid și oamenilor de acolo. Să fiți iubiți, sănătoși, să aveți parte de ce vă doriți. Să rămână, mulțumesc. Ar fi bine să mă îmbrac în doctoriță. Ok. Stați așa. Hello? Nothing. Gata, hai că mă duc acum să-mi iau asta de doctoriță. Hai să vedem ce iese cu doctorița. Stați așa să văd ce iese cu doctorița. Bă, sper să nu aș. Ia să vedem acum ce iese cu doctorița. Bună, Oana Maria Mureșan. Scuze, dar cum îi găsești? Păi nu-i găsesc eu, ne găsim reciproc. Valere, te pup. Bună, Oana, te salută și Luci. Salutare. Ia să vedem. Stai că nu am luat peruca. Așa. Bun. Băi, nu mi-am luat peruca. Stai să-mi pun peruca în cap. Hai să văd dacă îmi stă, că nu m-am pus make-up. Să văd dacă îmi stă fix asta pe cap. Cred că e prea, asta cu boneta asta par prea, nu știu cum. Facem așa. Dăm cu puțin make-up. Crezi că mai e nevoie? Nu cred că astea nu spor niște doctorițele, nu? Hai să dea dracii mine.
Eu merg acum la feeling. A, ochelari, bravo, ce deștept ești, ca să se vadă pe display, să vadă live-ul. Stai să-mi pun și ochelari, să văd dacă reușesc cu ochelari. Dar nu mai diclez mâncavaș talentul vostru. Stai mă, că astea le țin cumva. Nu mai diclez mâncavaș. Deci nu văd până în televizor, ochelarii și gata, dar în ceață. Gata. Da. Nu mă mai dau la ochi, că e... mă trage curentul și așa când mă înfoiesc cu ochelarii ăștia. Hai să vedem ce iese. Hello? Can you stop the music, please? Music, please. Hi. How are you? Fine. I'm fine. Where are you from? I'm from Nigeria. Nigeria. I'm from Germany. Okay. I can see it. Yeah, you are. Are you see. A doctor? Yes, I'm a doctor. Yes. Okay. Yes. You are in the office. Sorry. I said, are you in the office right now? Yes, I'm in the office. I'm working, wow, but it's too late and nobody come, you know. That's good. You are, you want to ask me something or... What? You want to ask me something or... No, nothing much. Just want a chat and then that's all. Okay. Have a nice what night. What time over there in Germany? Sorry? I said, what's your time there in Germany? Dacă am înțeles. I don't understand very well. I said, your time. What is your time there? Ah, my time right now. I think it's 12 o'clock. 12 p.m.? Yeah. Okay, PM. Yes, PM, IM, iau cum vrei. 24 hours. That's afternoon. Yes. In the afternoon. Yes. Okay, this is 12 a.m. Wow. Midnight. Okay. In Nigeria. See you next time. Okay, bye-bye. Thank you. E prea... Nu diclez mâncava, nici nu bate până la ceas, nu. Ia, băi, du-te, mă, că am intrat... Altul cu jvestă. Deci ăsta e dus. Entschuldigung. Ich habe etwas Rückenschmerzen, verstehen Sie? Înțeleg foarte bine ce zici. Așa, bine, avem cea mai frumoasă limba. Vreau să vă spun, ce faceți? Uite ce... Mamă, dar de ce să ghimă să mă? Te doare rău de tot, nu? Mă doare rău de tot spatele. Viață, știu că și pe mine mă doare sufletul când întâlnesc. Auzi, te întreb și eu acum că... Na. Bune, că vreau să le respect, mă ascult. Ce Dumnezeu găsiți voi pe aplicația asta? Nu știu, eu caut niște oameni serioși care pot să vorbesc cu ei, dar nu deschid camera și mă jură.
Cum o să se întâmple? Sunteți în Germania? Da. Da. Cum e? În ce oră sunteți? În Salzburg. Salzburg? Da. Frumos. Ăsta în Dortmund, în sus. Tu? În vest. Da. Îmi arată România. Unde Dumnezeu ești în Dortmund? Am și un obies. Ok, dacă ești în concert și nu te mai întorci, că ăștia nu mai vor să mai primească români în gazdă. Nu știu, dar se schimbă lucrurile și acolo. Tot mai rău, nu știu. Am chirie, am tot rezolvat, dacă merg la curier. Am chirie separat, să fie bine. Auzi, dar de ce te-am... De ce m-a bușit și pe mine râsul că m-am gândit la o chestie. Da, nu râs, că poate ți se pare că, băi, e dus asta cu capul. Am o colegă nemțoaică și mi-a zis că a întâlnit o măicuță pe aici. Da. Zice, umblă dracu o satană, deci pe bune, chiar pe bune, că eu de-aia am intrat. Că eram de gardă, știi, și zic, băi, n-ai cum, zice, da, mă, chiar nu lucrați ca doctor? Da, da. Mamă, ce frumos! Da, nu sunt, deci nu chirurgie. Nu, contează, tot e bine. Da, medicina generală. Mai mult cu capul. Dar eu chiar pe bune zic, băi, serios, zice, da, acum. Și zice, bă, serios, intră. Și spa aplicația tipei, știi? Și zic, mă, serios, zice că, băi, e una. Strigoi rău femeia. Da, și am dat de și eu de aia și zic că... Maica Cleopatra, sau nu știu cum o zici, că a lăsat aplicația asta deschisă și am intrat și eu din greșeală. Să vă țineți în aia cum vorbea de mă bunit. Dar serios, așa ceva n-am văzut. Pă bune, eu nu înțeleg cum Dumnezeu a intrat dracu pe aplicație. Pă bune, eu am zis că face mișto, ce numai serios. Ia, o să dat, că și eu am dat de ea. Ai dat? Da, vai. Și ai vorbit cu ea? Te face să râzi. Dar nu știu ce mai că o zis în lume din ăla de... Nu știu, că mi-a zis că sora 13, nu știu ce dracu zicea, că bate câmpii. Da. Gansuri. Serios, uite, dacă, uite. Dar tu chiar te mai întorci înapoi sau? Da, ești vrea să merg înapoi, că îmi place, nu mai place și limba. Vezi că trebuie făcute vaccinurile, serios. Adică dacă vii... Ne mai gândim atunci. Oricum i-am să-i împotriva vaccinului. Nu e împotriva, că uite că se înghesuie la noi, la secția de vaccinare, se înghesuie o grămadă de porci, pe cuvânt. Deci zici că a dat vria în ei. Pe bune, dacă ai zis că l-a dat tot. Mai zine cum este acum 5-6, mă scuzați că v-am întrebat. Nu, spune, te rog, ce zicea? 10-15% trebuie să dispară. Prin vaccinare? Păi și uite că aportă, dar cu ei afacerea lui are peste 200 de miliarde făcute... Pentru teste și nebunii, deja i-au intrat pe el, a zis că a investit 10 miliarde și a scos undeva la 200 deja. Păi foarte tare omul, adică oricum, potențial are. Da, potențial. Ce faci cu banii? Copiii tăi de ce nu se vaccinează? Că nu se vaccinează. Nu se vaccinează, păi? Care e logica? E normal, da? Ăsta o să afecteze pe termen foarte lung. Că de aici gândit da, să știi că da, e, o să afecteze. Cine a gândit că a avut o minte strălucită, adică să-l descoperi după 4 zile, de te pune în carantină. Dar eu am văzut că s-a vaccinat Iohannis, deci, cum să zic, cred că o să fie Superman în domeniu. Eu cred că lui i-au pus ceva mai mult adrenalină în vaccin, cred că o să vorbească da, mai repede. Da, i-au pus vitamine, nu știu ce. Nu, i-au pus adrenalină, o să vorbească mai repede, nu o să mai vorbească așa domnul, știi? Adică oricum, prin revelionul de Paște când vorbește el, dă mesaje din astea de... O bune. Ce rar vorbește așa, da. Foarte lege, da, nicio treabă. Dragi da. Români... Tot mi-ai dat, da, ai doi ce mare, da, da, păi ce să facem, nu? Și el acolo, o lecuță, se murdărește cu caș de neamț la gură. Pardon, cu cârnat nemțesc. Așa. E bine că e alb, ca să nu-și mănânce degetele. Mai simpatic, ce să zic, că chiar ești agreabil. Nu, eu așa vreau să fac mine, deci e așa normal, așa cred că de unde sunteți din România? Din București, tu? Frumos, Timișoara. Timișoara, frumos oraș. Ce să zic, ești foarte agreabil, ești foarte inteligent, foarte decent și ai fi bine primit în clinica noastră dacă te întorci în Germania, ești oricând binevenit. Cauți de muncă? Păi,
Nu știu ce să zic, da, variante destul de multe, dar... Na, a, bar n-am. Nu știu, când mă întorc, ce variante ai? Mă las aici să văd dacă o să mă oblige cu vaccin, nu știu, n-am ce. Ce variante ai în Germania? Nu chiar așa strălucit, am muncit și în abator cu rămâni și tăiere nebunie. Și cum e munca la abator, așa, din propria ta experiență? Nu, da, imaginați. E greu? E ușor? În primul program, foarte frig. Și cu moștile ne chinuie acum acolo, adică ne chinuie. Pentru că muncești și transpiri și masca, ești obligat practic să o ții. Să o porți. Da, dar să știi că și noi, uite, acum nu port pentru că nu e nimeni de gardă, știi? Dar când vin pacienții, obligatorii și noi purtăm câte două. Da, bineînțeles, da. Bine, simpaticule, ce să zic, uite, mi-a părut bine, vreau să-ți fac un cadou. Oh, mulțumesc din suflet. Ăsta e costumul măicuței. Nu cred. Te pup. Mă numesc Lari, pe YouTube mă găsești Sora 13, dacă ai plăcere și vrei să dai un subscribe. Sora 13, dar sunteți live acum? Da, suntem pe live. Pup tot chat-ul ăla și respect. Te salutăm, ai grijă de tine și mă bucur Sora 13, că ai... Caut, că mai sunt, mai e Conac, mai sunt, mai Alici. Și mulți. Eu pe ei caut. Vă pup și o seară frumoasă să vezi. O seară bună, baftă și întoarce-te cu bine acasă. Mulțumesc frumos, bleib gesund, ne? Te pup. Danke auch, tschüss. Foarte mișto. Ce ai? Bună seara? Noapte bună. Ok. Dacă e plictisit omul de viață. Normal. Te pup, Mariana. Bună. Ești supărat? Foarte drăguț, da. Cam un feeling, așa, cam un feeling. Păi ce, vin? Păi ce, faci frumos, o băgăm ești până. Băgați-i măta, mă, ești nebun, frumosule. A, uite-l, mă, sărac cu pletea. Pletea, mă. Ah, iar mi-a dat next. What the fuck are you? Sorry? Ce s-a întâmplat? Sau care e problema? De ce dracu te-ai pus așa de medicina legală aici, că mi-ai dat cu palpitații, m-am jurat cu unul până acum și a apărut medicina legală. Păi, și stai, că nu sunt de la IML, nu lucrez în medicină legală. N-am nicio legătură cu IML-ul. Da, ăla ce e? Costum de ce? Nu e de mormântare, stai liniștit, viață. Păi nu e de mormântare, clar că ai crucea roșie aici, ai cruz roșie, ai tot băieții, e salvare, e de bine. Păi, dar de ce ți-ai pus perucă, că zici că ești măicuța porno? M-am ras, Doamne, iartă-mă, în cap să-mi crească, că e frig afară, ce vrei, se regenerează și la mine. Ține-ai față de măicuță și cu peruca ești măicuța porno, așa o să te numesc, măicuța porno. O să mă numești cum vrei, că eu nu mă supăr, pe mine nu mă deranjează atâta timp. Să știi că dacă vrei, eu chiar vreau să te întreb ceva acum fără mișto, dar dacă ai chef de Caterin, că zi-mi. Că să știi că poți să ți-i dirige la tine. Hai să vorbim și fără mișto, păi nu, că și glumim, vorbim și la mișto, vorbim și pe bune, hai să vorbim ce vrei tu. Măi, uite, Adineauri, am vorbit cu un tip foarte drăguț, foarte decent, foarte simpatic și mi-a zis că pe aici umblă chiar, umblă, eu am crezut că faci mișto acum, dar mi-ai confirmat, umblă o măicuță, o tipă măicuță, o femeie, o măicuță, umblă pe OMTV. N-ai întâlnit-o, nu? Nu, că el îmi zicea, băi, zice, uite, că am intrat, că am văzut tot felul de dubioșenii, că Doamne ajută, că nu știu ce, nebunii de genul ăsta. Și printre care mi-a zis de una, că e, băi, e una măicuță, îmbrăcată în măicuță și Caterincă maximă. Și zic, hai mă, că mă duc să mă uit și eu să văd, știi cum e cu Dumnezeu, cu medicina, se cam bat cap în cap, știi? Că toată lumea când merge la medic zice, domnule, fă-l bine și după ce se face bine, zice Dumnezeu l-a vindecat, uite de medic, știi? E paradoxul ăsta al legii naturii. Îți spun o chestie și scuză-mă că te întrerup. Te rog. Și nu ai nicio legătură cu medicină. Nu, eu sunt de la țară. Nu, n-am nicio legătură. Eu... De cum ești de la țară? Că și de la țară să n-ați medic. Stai nu, așa eu, că m-am, nu... eu m-am născut cu picioarele rupte, știi? Și de, pentru mine nu s-a inventat medic care să mi le repare. Cum Dumnezeu să n-am nicio legătură cu medicina?
Care e motivul sau ce argument ai? Nu, pare a fi medic, pare așa, știi cum? O femeie pe Caterin că în Germania, în Germania ce ar putea să lucreze? Nu știu ce ai putea să lucrezi tu. Bă, uite la curățenie, să zicem că lucrez, fac curat în saloane. A, uite, asta ar putea fi, dar nu. Treaba, da, nu și mă m-am îmbrăcat. Doctor, asistent, cu tare, nu pare a fi. Ai prea multă vorbă și asta e vrăjeală bagabonțească, nu e o vrăjeală de doctor. Doctor, să știi că, este fals argumentul tău și o să spun că și doctorii sunt oameni. Chiar dacă e un paradox. Să știi că și doctorii au și părți bune și mai puțin agreabile. Și una e să fii medic și să vii la un medic ca pacient, să vezi cum mă adresez, cum pun problema, da? Și alta e în mediul virtual. Cred că prin asta se delimitează realitatea de virtual. Medic virtual? Nu, am spus. În cabinet ești pacient, în virtual sunt un om la fel ca și tine. Asta face diferența între virtual și real. Tocmai asta am spus. N-am zis medic virtual, Doamne iartă-mă. Asociat o uniformă fake. Nu așa. Consider? Deci o Caterincă. Și n-am deci m-am pișat pe mine de râs până acum. Serios, deci am râs maxim amândoi. Cum să zic, că ne-am luat viețile la mișto. Ne-am jignit cât se poate de la extrem și chiar am dat-o în Caterincă de la început. Adică m-ai văzut și ai zis, uite mă, cum ai zis, măicuța trionică, bionică, cum ai zis? Cosmică, ce Dumnezeu ai zis? Măicuța, am uitat. Nu, vezi? Și ai și zis că de acum așa porno, o să măicuța zic. Porno, gata. Așa, nu, vezi? Măicuța porno. Așa și... Doamne, dar pentru o femeie... Trebuie să fie o mândrie să fie porno, pentru că punem mai mult ca sexy. Dar ți se pare că ți-am zis că m-ai ofensat sau m-ai lezat? Cât se poate de la extrem, nu? Păi aplicația asta se folosește în ea, dar am vorbit frumos. Păi nu, nu te-am acuzat, nici n-am făcut afirmații că domnule, uite că m-ai lezat, că nu m-ai vorbit decent. A fost cât se poate de decent dialogul, numai că nu înțelegeam asocierea asta între medicină. Adică ce ar trebui să te determine să crezi că eu nu sunt medic? Păi sunt miliar la miliar, că n-ai nicio legătură cu medicină. Și dacă eu îți arăt medici care arată mai nasol ca mine și îmi dai 2 lei. Stai așa, fii atent aici cu medici și dăm un mister foarte simplu. Ai făcut medicină? Dacă sunt medic, am făcut și medicină. Bănesc că n-am lucrat în construcții. Ok. Penisul masculin are o definiție. Care este definiția penisului, doamna asistentă? Păi nu, eu sunt asistentă, deci dacă... Nu. Deci dacă tu m-ai făcut pe mine asistentă, cerei unei asistente răspunsul. Eu nu pot să-ți dau răspunsul. Asistent, doctor, nu! Nu. Deci tu te-ai... Nu! Deci dacă vrei să ne rezumăm la chestii așa luate pe la mișto, ne luăm la mișto. Nu, adică, deci eu spun că sunt medic și tu îmi spui care este definiția medicală a penisului. Da. Doamna asistentă. Asistent, păi dar eu nu știu gradul de asistent, doctor, chirurg, ortoped. Eu nu cred că te duci la un asistent să-ți facă o intervenție chirurgicală. Păi ok, dar nici nu mi-ai spus că ești chirurg. Dar nu, dar eu n-am spus, eu nu cred că te duci pe mâna unui asistent. Am făcut medicină, asistent, doctor, chirurg, infirmier. Zim tu care e definiția și eu o să spun. Păi eu pot să zic orice. Haide că spun eu. E mușchiul spongios care se contractă și se dilată la mișcările ritmice ale inimii. Lasă-mă, asta e definiția la tine. Nu, caut un carte de anatomie, doamna doctor. Păi nu, deci eu nu stau să caut în analele medicinei. Tu mi-ai dat singur răspunsul, ci că ciupercuță într-un picior, ghiși ciupercă cei. Care e definiția medicală a penisului? Că n-ai vorbit în alt termen, adică n-am luat-o strict. Ești cumva gamer? Nu. Singur joc Survivor și nu sunt gamer. Nu, eu nu. Te-am întrebat dacă ești gamer, că nu. Te-am întrebat pentru că ești așa, mai degajat, genul gamerilor. Că eu mai urmăresc pe YouTube și am văzut... Infractor. Ce se zice? Foarte tare. Ce infracțiuni știi să faci ca să știu să te evit sau... Mă, de furat nu fur din cabinete medicalmente, nu fur. Mamă, da, a intrat în rolul ăsta, doamna actriță. Vă spun o chestie. Te rog frumos. Trebuia să mă doctoria ca să vă prindă rolul ăsta. Să rămână mulțumesc, dar nici nu trebuie să mă prindă rolul. Crede-mă că eu n-am niciun rol de prins. Nu, nu, păi, nu, da. Am niciun motiv.
Uite, de exemplu, dacă mă uit în spatele tău, văd un green screen. Tu trebuia să joci un rol foarte mișto ca să-mi spui mie că nu ești YouTuber sau gamer. Păi nu sunt nici YouTuber, nici gamer. Da, bine, nici eu nu sunt asistentă și nici actor. Actor mi-a dat seama și e asistentă, pentru că ăla nu e un... Nu, da, crede-mă, nu, sincer, crede-mă acum fără Caterinca, deci cât ai vrea tu să pari de, știi, profund, crede-mă că aia nu e definiția penisului care ai dat-o tu. Doamne, dacă caut-o pune. Da, caut-o tu și citește-o. Eu știu, eu am spus-o, n-am cum să o caut eu. Eu am spus-o, deci eu știu. Care este definiția penisului în termen medical? Să mai zic o dată. Da, te rog frumos. Mușchi spongios care se contractă în sederatele mișcările rinice ale inimii. Eu cred că încep să am o viziune. Tu stai în Pitești? Da. Ok. Și tu unde stai? Că sunt curios. Pe scaun, întâmplător. Diferența între mine și tine e că eu stau pe scaun, tu stai în Pitești. Păi... Nu, diferența, dacă e să o luăm că tu stai pe scaun și eu stau în Pitești, diferența între mine și tine, eu sunt cu vreo 6 ierarhii înaintea ta. Da, să rămână, mulțumesc, nici nu contest. Nu e cu de-astea cu stau pe scaun. Păi nu, dar tu m-ai întrebat, eu te-am întrebat pe tine, tu nu m-ai întrebat în ce ora stau. Hai să spun o chestie, doamna YouTuber. Zi viață, te rog frumos, nu sunt YouTuber. Ești nouă pe YouTube, eu sunt bătrân pe zona asta. În sfârșit am reușit cu puțină psihologie să te scot din cărți. Zi, viață. Ia, hai, mă rog frumos. Nu o să mă scos din cărți. Păi te-am scos deja. Te-am scos pentru că ai negat, ți-am pus două întrebări și le-ai negat. Nu sunt YouTuber pentru că n-am 100.000 de abonați ca să mă scot YouTuber. Nu, am spus dacă ești gamer, dacă joci. Nu, nu sunt gamer, nu joc jocuri. Nu sunt gamer. Ok. A spus cineva că sunt calul. Pe aceea persoană trebuia să spună, vezi că ăla e o mașină de jurat și am dorit cam tot YouTube-ul românesc. Nu, viață, că nu fac, că cred că nu ne-am... Dar m-ai luat cu chestia aia, ce-o spui de unde ești? Hai că și tu m-ai făcut, hai să fim minge la minge, da? Deci tu m-ai făcut pe mine doctorița pornistă, corect? Da, eu un compliment! Și eu ți-am dat un compliment la fel, ți-ai zis că stau pe scaun, ce trebuie să ne certăm? Am crezut că te-ai zis una mea, după aia am făcut tine de legătura, te uiți în sus. Și nu, viață, că uite-te, vezi ce apare la mine ca țară. Da, în Germania. Păi ce? Nu pot să stau în zona ta. Nu, serios, n-am cum să stau în zona ta. Nu, în România, în ceva. Ai spus că îți par cunoscut. Puteam să ne cunoaștem prin vecini de scară. Nu ne cunoaștem. Nu, că ziceam. Nu, că ești YouTuber și ești nou pe YouTube, că te uiți așa, cauți chat-ul, știi? Chat-ul se pune imediat lângă... Nu, viață, că n-am chat-ul. N-am chat-ul pe monitor. Crede-mă, viață, că n-am chat-ul pe monitor. Nu e viață, e pe televizor. Și mă omoară ochelarii ăștia, pentru că văd foarte bine de aproape, dar până acolo nu vezi că am dat ochelarii ca să pot să citi. Și mă uitam peste ochelari. Păi nu, mi-am dat seama de chestie că... Te salută chatul, te salută lumea. Nu, că n-a fost chestie, că bă... Sunt sora 13, mă numesc și... Sora 13. Cum să atribe? Da, uite așa. Păi, dar iară zici că fac niște ștei. Eu sunt o zdrantă albaneză. A? Și eu, păi, eu cheamă Joseph, sunt o zdrantă albaneză. Băi, și eu sunt sora 13. Acum nu pot să zic că sunt o zdrantă maidaneză, dar ia-mă cum vrei, știi? Nu, serios, nu fac mișto. Zdrantă și nu era Caterinca. Da, uite, îți arăt la mine pe ce-ați scrie. Știu că sunt o zdrantă. Eu spun că tot granță, nu e niciun. Bine, mă, și acum când o să zici de mine, zi așa, bă, care, mă, doctorița aia pornistă, dă-o, dragă. Bine, eu am caracterul meu de vagabond și de-aia am spus. Ei, nu, că ai văzut că... Stai o secundă, stai să-mi dau ăștia, că chiar nu te văd. Te văd de ceață. Dar sora 13, că nu înțeleg. Ce văd? Deci mi-aduc aminte din copilărie cu sora 13. Era filmul ăla cu karate. Filmul cu karate? Da, mă, era o karate. Dar nu fac eu, lasă că am trecut de etapa asta. Mergem în etapa următoare. Nu, mi-am ales și eu numele ăsta de scenă, că am zis că să mă duc cu 12 surori în spate, dacă vreodată devin celebră și vreau să rup scena, mă duc cu încă 12 proaste după mine să ne facem de rahat, știi? De asta, nicio legătură cu... Da. Să nu mă duc singură, știi? Uite, dacă mă certam cu tine acum, băiatul la rău, dur de pe YouTube, care te dă în stânga și în dreapta, îți dai seama cum era să sar acum singură? Uite, vin încă 12 surioare, toate mănâncă-ți murdare de mici la gură. E de bine să ne fie de bine și de sănătate. Nu, eu jur și îmi jur foarte urât și sunt conștient de chestia asta. Dar nu jur pe toată. N-ai înjurat. Deși am simțit contre, dar
Pana mea, ești o femeie și nu prea-mi vine, știi? Adică am și eu bună la simț așa. Nu, dar ai fost drăguț și chiar, uite, spune lumea că e calul. Dar bine, lumea ta a recunoscut, știi? Dar nu e, adică nu, nimic rău că nu. Da, uite, deci că vine 13, mai era filmul, dar n-are legătură cu sora 13. Da, nu știu, nu pot să jinesc așa chiar toate femeile. Dacă era o baracărțiță de aia, o cioară de aia urâtă, da. Nu, că nu, dar nici eu, să știi că, uite, eu sunt o persoană care chiar nu știe să înjure. Deci dacă tu îți băgai, ziceam, da, da, că eu nu știu să înjur, eu nu știu să te știi. Adică nu, dar nimeni nu știe să înjure, te-am spus. Deci, pe bune, eu am un an de când sunt pe YouTube, îți jur. Tu pe mine, dacă mă auzi vreodată băga-mea și făcea-mea sau așa, înseamnă că se schimbă butoanele la YouTube, îți jur. Da, înseamnă că ești exact opusul meu. Eu am, pardon, am făcut un challenge într-o seară cât le-ai zis să nu înjur. Știi cât am rezistat? 2 minute. A fost maximul recordul meu ca să nu înjur. Atât m-am ținut. Nu, astăzi am scăpat și eu un membru masculin fără terminologie medicală, deci l-am aruncat și eu într-un live, dar la nervi, adică o singură dată la mine se întâmplă la 6 luni să scap o perlă pe gură, la 6 luni o perlă, nu un tacâm. Păi pe omegalul ăsta înseamnă că a fost doar începutul, vor urma multe pe aici. Nu, trebuie să mai luat, să știi că mi-au mai băgat ăștia carne în gură și am zis da. Păi dacă nu știu să înjur, zic da. Și știi că e ciudat, că tocmai știu un jur pe una și aia zice, da, te aștept să te înjure, să te facă măgar, bulangiu, orice. Nu pot, nu-i stilul meu, știi, e altceva la mine. Oricum îți mulțumesc, Calu, îmi pare rău dacă te-ai simțit puțin. Nu, mi-ai dat un lucru cu scaunul, cu unde stai, stau cu scaunul. Și ce vrei să zic? Tu văzusei că stau în Germania, acum am zis că faci mișto sau aștept să te minte. Am crezut că m-ai întrebat, stai în Pitești, da, și am întrebat, ai zis că îmi par cunoscut și adea am întrebat. După aia mi-am dat seama cu chat-ul când te-ai uitat în sub că nu știu ce și am făcut legătura. Prima oară am crezut că putem să fim aici pe zonă. A, ce? Nu, mi-a spus chat-ul și... Nu, am fost o panaramă tot orașul, mă cunoaște tot orașul meu. Mă cunoaște tot orașul de panaramă, cred că mă știi pe bune. De unde Dumnezeu să te știu? Uite, bravo lui, uite, te salută chat-ul și spune... Nu, ai serios, pup. Adică nu facem noi din astea. Poftim? Îi pup și respect să fie acolo alături de tine. Să fii iubit. Faci. Mulțumesc mult, baftă și celor de la tine. Un an nou fericit îți doresc, multă baftă și... La fel și îți doresc să devii doctoriță. Mă, nu. Nu, să rămână. De tâmpiți, da. Că merge. De tâmpiți, da. Dar să nu... Păi pe omega să te recuperat, nu ai ce să rezolvi. Păi asta e. Mulțumesc mult, baftă și alor tăi, să fii iubit, sănătate la maxim și mulțumesc pentru discuție. Așa, mulțumim și acum te cheamă pe YouTube, că sunt curios. Sora 13. Cum? Sora 13. Ați urat 13 pe bune? Hai că eu sunt nebun, dar cred că până la mă dau seama că mă mai depășesc. Nu, mă, sunt micuță, ai zis, ești micuță, ești praf, am și eu puțin oameni și oricum, nu, sora 13 pe bune, nu e la Caterinca. O să oprești și eu live-ul curând și o să intru acolo, stau acolo. Sărmâna, te apreciez, mulțumesc mult. Oricum, ai fost foarte drăguț, acum scuză-mă, știi, ne-am înțepat reciproc. Tu cu porno, eu cu scaunul, dar dacă vrei, facem schimb. Adică de scaune, nu de pornografii. Gata, atunci o faci și schimbi scaunele, nu e problemă. Bine, baftă. O plăcere să te cunosc. La revedere. Pa, pa. Cine bate, mă? Chibati, te salut. Stați așa să opresc. Bă, da, no, acum eu văzusem și omul că se iritase. Și zic, na, bobiță, cum o scot cu el? Că mă așteptam să mă înjure, serios mă așteptam să mă înjure, că l-am văzut iritat. Și zic, bobiță, cum îl calmez? Și zic, eu dau așa mai soft, că eu nu știu, că-s de la țară. Îl știi, a zis lumea pe chat. Tot mai mișto era cu măicuța tâmpită, că uite, lumea... Rocris, te pup, salutare, bine ai venit. Dacă ați mai intrat mai târziu și n-am apucat să vă salut simpaticilor, mergem mai departe să vedem ce iese. Ce dracu să zic, mă, că femeie de serviciu, tăceți din gură. Hai. Alo? Hi, how are you? Sorry? Watching. Ok, viați. Mă, doctorița Tușică. De unde, dracu, Tușică? Că nu sunt Tușică. Dracu, Tușică. Am 42 de ani, nebunule. Auzi, Tușica. Plușica, pă dracu.
Dacă mai puneam și boneta aia, ce ziceai că sunt? Harap alb și prâns la cel voinic. Îi știam, mi-am amuzat băiatul, nu mai știam canalul. Da, nu știu canalul, dar cu siguranță o să mă uit dacă e... Cred tine să... Oh my God! Sărămâna sau... Bună! Sărămâna de ce? De femeie? Stai puțin, adică arăta ce? Dar robot, a scaun de bucătărie, no. Ce? Nu, no, am crezut că sunteți băiat îmbrăcat în femeie. Dacă te deranjezi, să știi că poți să dai next, că eu n-am nicio problemă, nu sunt băiat îmbrăcat în femeie. Nu, nu, adică eu ultima oară când am făcut un control medical și anatomic vorbind, chiar crede-mă că m-am descoperit a fi femeie. Până și oglinda nu m-a contrazis. Doctoriță? Întâmplător nu. A. Dacă ți-a zice că sunt, mai crede? Poftim? Dacă ți-a zice că sunt, mai crede? Da, pentru că nu cunosc persoana. Atunci, crede-mă că așa este. A fost, mulțumesc mult. Pot să te întreb și eu o chestie, dacă nu te superi acum, serios. Uite de ce am intrat aici. Am un coleg aici, în clinică, la mine, eu stau în Germania. Nu știu dacă observi că nu e Caterin, că nu e Dumă, nu e nimic, că ți-apare ca fiind în Germania. Mi-a zis colega că a intrat pe aplicația asta și de ceva timp a zis că a întâlnit o măicuță. Întâmplător și accidental, ai dat de acea persoană sau ai văzut așa ceva pe aici? Că sunt tare curioasă să dezvolt eu o discuție între mine și ea. Încă nu, pentru că... Doar a, ești virgină, ești prima oară. Așa se zice la ăștia mici care intră, în sensul că pentru prima oară, virgin. Bună? Stai tu, ce vrei să-mi prezinți? Casa, viața sau ce s-a întâmplat? Că n-am înțeles viața mea. Care maică? Eu n-am înțeles. Eu nu știu de cine vorbește, serios, dacă nu, pe cuvântul meu. N-aveți semnal, n-aveți semnal, serios. Mare semnal. Doamne, ce-am văzut. Băi, odată trebuie să vă scap. Deci n-ai așa ceva, n-ai cum. Așa ceva, n-ai cum. Lolec și Bolec, să mor eu. Ai văzut definiția medicală? Nu, în viață n-am văzut. I'm talking with my colleague. Sorry. I'm talking... where are you from? I'm from Germany. I'm in Germany too, but I cannot speak very well Deutsch, you know? Sorry. Yeah. See you next time. Bye-bye. Okay, bye. Okay, bye. Hai, aș făcea contur la bluză. N-am văzut viața. N-am văzut definiția. Bă, o fi avut omul dreptate acum, dacă nu știam, ce vrei să mă cer cu el? Ce faci? Că n-am înțeles ce vrei să faci. Bine, faci bine. Găsești. Salutare, ce faci? În afară de bine. Te joci, bănuiesc. Nu mai știu să mă joc. De ce? Ți-au furat ăștia joystick-urile? S-au consumat baterii? Nu, păi am calculator. Nu, că din seringă nu pot să trag. Nu se poate. Dar ce faci la ora asta? De ce nu dormi? E weekend. Ah, ok. Și în weekend ți-ai pus tu ambiția așa să... Băi, eu nu dorm. Băi, dacă e weekend, eu nu vreau să dorm. Bine, viața, hai că te las, că dacă nu vrei să dormi, bănuiesc că vrei să faci ceva mai interesant. Te pup, baftă! Pa. Eu am scris, dar nu te-ai uitat, oricum, fain omul.
Degajat. Băi, dar n-auzi, mă, care experiență? Păi ce, eu mă pun cu dinozaurii? Ce-ai? Normal că-i degajat, că el era la el acasă. Eram pe terenul lui. Dar m-am bunghit cumva, știi, pă, dar nu vedeam. Nu declam acolo pe monitor. Hello? Hello? Hi, how are you? I'm fine, you? I see you are from Germany, but I am in Germany too, but I cannot speak very well Deutsch. Okay. Sorry? Ah, you cannot speak. It's okay, no problem. Okay, see you next time. A fost și la Maca ăsta micu. Da, probabil. Ah, cred că l-am văzut într-unul din live-uri că l-a recunoscut pe Maca, da. Parcă era din Timișoara ăsta micu, dacă nu mă înșel. Era, parcă zicea că e din Timișoara, astea-s gemene, da. Surorile pește. Fetelor, voi ce faceți? Bine. Supărate sau cu necaz pe pernă? Mă simt supărate. Am întrebare. Sunteți live? Întâmplător, da. Mă, nasol. De ce canal? Păi dacă e nasol, nu pot să-ți mai zic. De ce? De curiozitate. Pe canalul Dunărea Marea Neagră. Felicite! Mulțumesc foarte mult. Ești foarte drăguță. Și ce? Dacă mi-a pus aia. Și-a pus ciupilica fata. Bună! Au, am pus ce? Ia uite, bă. Și-a pus fata. A terminat și academia, mă. Și-a pus una ciupilica pe live. Să vadă lumea care ciupilică și-a luat fez de la poliție. Aveți canal de YouTube? Da, păi Dunărea Marea Neagră se numește, dar e legat. O să intru și eu acum. Să rămână, mulțumesc, te aștept. Poate ăsta se duce și îl dezleagă să mor eu. Ia uite, păi, aveți canal de YouTube? Dar nici nu te-ai văzut. Ce... Ia uite-le ce simpatice sunt fetele. Degajate, foarte funny. Uite ce frumoasă. Băi, să mor de nu semeni cu Mihaela Muscalu. Serios. Ești foarte drăguță. Avem vaccin. Nu, că nu te vaccinezi viață. Nu te vaccinezi. Asta e urmarea vaccinului? Așa arăți după vaccin? Da, păi se vede. Dar nici nu trebuie să te strâmbi. Că se vede și dacă stai serioasă viață. Viață. Te pup, manager. Ai intrat și la Maca a făcut-o... Ai intrat și... Stai o secundă. Ai intrat și la Maca și a făcut-o Maca praf și după s-a supărat tipa ci că e de la jandarmi și nu are voie să o pună pe ea. Păi da, bă, da, stai puțin că ea nici nu s-a arătat în cadru proasta. Deci ea nici nu... Stați o secundă. Ea nici nu s-a arătat în cadru. Înțelegi? Deci nu știu cum să zic, aici e puțin incorrect, adică tu nu te arăți în cadru, dar mergi la intimidare, știi, ceea ce nu e ok, nu e fair play. Frate, când te-am prins pe tine și până la urmă mă piși pe cascheta ta, că și eu mă duc să-mi iau o bonetă de la jandarmi. Mare șmecherie. Adică nu cred că jandarmii stau pe omegle să-și arate ciupilica, să arate că ei știu să bată pasul pe loc. Să ducă să-și facă treaba. Ia uite, mă, fata, ce a dat cu ciupilica în gard. Te pup, manager, mersi mult și pentru mesajul de azi. Te pup, seară faină, noapte liniștită, pardon. Și ai grijă de tine. Dar ea la Maca s-a spart toată și după făcea figuri. Păi și ea e live pe ume, deci are... Păi da, da... Păi corect. Da, e alegerea să nu-ți arăți fața, dar ia o caută, păi ia o mănâncă, știi, zambilica, pe bune aici.
Deci fătuca și arată, știi, ciupilica, uite-te bobița aici, cine sunt eu, dar tu știi, adică asta e intimidare și pe bune e rahat ce face. În fine, treaba e. Mi-e fix fix. Te uite că a dat cu ciupilica în gard, fata, ce să facem acum? Nu ne mai putem impresiona. Hello. Bună. Păi pot să zic hello. Foarte bine. Ce faceți fetelor la ora asta? Foarte tare. E simpatic. E simpatic, sunteți creative. La ora asta chiar, nu știu cum să zic, mă impresionați maxim. Auzi, ați întâlnit și voi o doamnă, o domnișoară jandar care se laudă cu ciupilica întoarsă pe dos? N-ați apucat? Dar pe măicuță ați întâlnit-o? Te ador. Adică nu înțeleg voi la ce vă referiți, că nu înțeleg cu cine, la cine vă referiți. E una îmbrăcată așa în măicuță? De caracter, probabil, da, mă schimb. Dar voi de ce nu dormiți la ora asta, fetelor? Ce ați găsit aici? Serios, ce ați găsit aici creativ? Tu avem un băiat, un prieten care ne-a zis să ne întâlnim aici. Adică nu pentru săpunul. Socializare, eu am înțeles foarte bine. Nu, e vorba de socializare. Dar totuși nu-i locul potrivit. Dă next sau de next. Ești gay sau trans? Măi, gay sunt, dar nu trans. Să rămână că sunteți open mind. Asta e alegerea voastră, eu nu judec pe nimeni. Nici cei pro, nici cei contra. Fetelor, vă las. E foarte târziu, aveți grijă cu cine vă întâlniți. Baftă. Eu sunt Sora 13, mă găsiți pe canalul de YouTube, aveți grijă de voi. Un an nou fericit și succes. Sora 13. Ora 12? Sora 13. Mi-e de dor. Pa, pa, aveți grijă de voi. Da, bine că m-ai zis, King Kong. Mersi mult. Și că nu s-a aude nașpa. Luci, te pup, te retragi? Ah, ok. Rocris, te pup. Ce faci, viață? Mă scobesc în asta. Foarte tare. O știi pe Mihaela Muscalu? Nu. Și ea face aceeași chestie, dar e mai simpatică decât tine. Tu ce faci la ora asta? Nu merge nimic? Nu merge nimic. Nasol. Te-ai plictisit? M-am plictisit. Câți ani aveți? Păi, am împlinit 46. Mulțumesc, mulțumesc să fii iubit, sănătos și împlinit. Bine, baftă, ce să zic, ai grijă de tine. Nu te mai rețin, că poate vrei să te scobești și în ara cealaltă și te țin eu, știi? Ai grijă de tine. Să rămână. Pa, pa. Dar n-am făcut nimic, n-am atins nimic. N-am făcut nimic. Se aude dublu? O bune, se aude totul dublat? Nu și să culcă. Dar n-am atins nimic. 2, 10. Hai să vedem următorul. La mine. Suntem live?
Nu, Bobiță, nu suntem live, suntem offline. De ce? Trebuie să fiu live ca să te exprim sau ce? Nu, cam puțină treabă, nu mă opresc în dreptul tău. Ăia ce vorbesc. Ah, ok, ping pong. Probabil că e de la ei, să știi că de la ei e. De la ei e. De multe ori ei, dacă ascultă în boxă sau ceva... Nici n-ai cu cine. Uite, da, viața mea. Ei se aud rău. Dar nu, uite, uite aici s-a auzit și eu l-auzeam pe acolo. Da, pentru că... Cred că de la ei e. Bă, ăștia-s copii, copii, mâncava și ochii. Frate, la nemți la greu, copii. Deci la nemți la greu, copii. Și mai zici de români. Bună seara! L-am făcut pe ăla cu capul. Dar s-a oprit din răsucit bidonul. Bună vieță, ce faci? De ce dai? Ai suferit de stroboscopie? Ce ai pățit? Te doare flash-ul? Ia uite-l. Păi cum să nu auzi dacă bagă ăla să mor eu? Uite. Își bagă microfonul pe gât. Hello? Hello? Tu că sunt și... Sorry? Sorry? Ați văzut microfonul? Cred că e și de la conexiune. Hi? Hi. Hi. How are you? Hi. Mamă, ce flegmatică e. Yeah. Ce vreau? Hai! Hai! Ia! Yeah. Ce-o bun? Bă, dar nu pot să vă arăt, că mi-e și frică de ăștia să n-apară ciumpalaj din ăștia mici. Stați așa. L-am prins! Una era, dă-o în bașcheții mei, era ascunsă și mi-a arătat cascheta, am văzut-o, maca. Uite, cred că le mai găsesc într-un cadru. Am prins-o, ei, jandarmeriță, e la academie și ea face și ea, păi, interesanta. Fetelor, nu, că nu vorbesc cu voi, scuze. Dar nici nu s-au văzut pe live, știi, și-a băgat cascheta în gard. De parcă mă interesa pe mine ce profesie are. Zici că mamă, mamă, știi? Păi dacă ești la jandarmerie, de ce dracu ți-ai ales uniforma pe omegle? E băiat. Poftim? Scuză. Mă! L-am prins, l-am prins. Dar era numai una, nu erau amândouă. Fetele vesele. Nu, de două jandarmerițe din astea. Bune, ce faci? Asistent, cred că sunteți, nu? O lecuță de asistent, o lecuță de nimic. Bun, bun, bun. Ce faci? Aplicația asta mirobolată. Ce să... Uite, caut niște jandarmerițe, că am scăpat de o satana. Am auzit că umblă un drag de măicuță pe aici. Drag umblă dragul de măicuță? Ia stai puțin așa o secundă. Că dacă l-am găsit și pe alea. Deci tu erai viața mea, iubirea. Dar le-am prins, le-am prins. Le-am prins și eu. Mare scofur, scofur spârcăială pe el. Nu? King Kong și eu cred. Că nu, cu asta n-am cu cine să vorbești. Că nu vezi că-s bolnav, săraci. Dar ei schip, eu nici nu mă ating să mor eu. Stai, bă, cum mă opresc. Mai bine era cu maicuți. Dar acum l-am avut și pe electricianul ăla, mă. Stați așa. Ia să vedem, acum dă jos asta, ia-ți aia. Dar oricum tâmpită faza cu ele, pentru că ele o caută, văd.
Atenția, nu cred că ei se, li se oferă. Bine. Am înțeles că le-ai luat tu la măciuci. Gata. Și mi-am pierdut crucea, Doamne, iartă-mă, unde mi-e crucea? Ah, gata. Da. Mai bine cred că era cu... Și eu cred că mai bine era așa. Acum scoate dracul ăsta. Doamne, iartă-mă. Rujul. Mamă, e prea strident. Să vedeți voi mâine, mâine, nu azi. Gata. Next. This is fine. L-ai găsit și eu pe ala. Măicuțele alea două. Asta e blocată. Doarme. Hi. How do you do? What? How do you do? You're so tired. You want to go to sleep? No. I saw your face. You look tired a little bit. More than yesterday. Așa viați, bagă tu în cața și ochii, că pe mine mă doare degetele. Next, please. Next, please. Next, please. Next, please. Nu next, vreau să mă pocăiesc. Mai zi, fiule. Deci. Nu mai fac nimic. Fumezi. Păcat. Înțelegi Dumnezeu. Îmi dau cu tămâie, fiule. Tu mi-ai stămâie acum? Da, tămâie. Mă doare măseaua. Orice ești de satan. Cum să fiu fiule de-a lui satan? Păcatele mele, uite-te aici. Mai că dragă, lasă că așa, că nu fumezi tutun, fumezi tămâie, n-auzi? Viață, chiar fumezi tămâie, trag tămâie, că mă doare măseaua. Tămâie ca mergrină. Cine te ceartă, fiule? Arată măseaua pe detetoare. E măsea de minte, n-ajungi, că e în fundul gurii. Ia. Dar dacă n-am măseaua, cum să zic? Da, țigară. Dar ți-aduc acum să vezi că mai am încă trei țigări făcute, viață. Dar nu, eu vreau să văd și tu până la ce-i fumat. E tămâie, dar... Păi alegerea ta, că nu te-am ținut eu să te pocăiești. Doamne, iartă-mă, fiecare se îndreaptă de ce și nu vreau. E alegerea ta, eu te-am acceptat și tu trebuie să mă accepti pe mine. Dacă eu ți-a zice că sunt gay, m-ai accepta? Păi Dumnezeu m-ar accepta? Dar eu ce treabă am cu Dumnezeu? Că nu trăiesc cu Dumnezeu, trăiesc cu femeia. Sau o fi Dumnezeu vreo creatură din asta, nu? Vezi? Eu sunt homofob. Păi să fii sănătos, eu ce să-ți fac, să te îngrop, ce vrei, să-ți dau curent, ce vrei? Și am zis așa ca ipoteză, nu, am zis ca ipoteză, eu să zic că sunt așa, te deranjează pe tine, ce fac eu, te judec pe tine? Omul sexu s-a plâns. Hello? Hi. How are you? How are you? Fine, and you? Thank you very much, I'm so fine. What are you doing here? Nothing. Okay. Nice to see you. See you next time. Exorcizat. De ce? De ce să mă supăr eu pe om că e homofob?
problema lui. Hi. How are you? Next. Lo stai dai eu că e mic. Cu muștar. Nu mă, nu. Ce ție nu-ți place, altuia nu face viață. Hai. Iubito, uită-te la mine, uită-te la mine, uită-te la mine. Hai, iubito, nu te mai juca. Stați așa că țin cenzură, țin cenzură, că uită-te, s-auzea nasul la ei. God bless you, my son. Hello? Skip me, please. How to? How to ce? How to go? Stay. Stay by me. Mai capre și sta. Adevărat ai grăit, fiule. Și din fundul pământului încep să-mi curgă lacrimi. Hi. How are you? How do you do? How do you do? Dau te și la ea. How? Doamne, mâncava și talentul vostru. Dar proastă de dă în gard. Ia uite nebunul, mă. Ei, dar eu de acum, uite, pe primul care îl găsesc, uite, pe primul, uite pe... Hello, my son. Bună, master. My master. How do you do? Nothing. Nothing, me too. Ok, see you next time. Bye-bye, take care. Erai doctor. Unde dracu eram doctor? Care dracu era doctor? Ce vrei să zici? Păi ăștia mici au pățit ceva. Ce-ai pățit viață? Ce-a pățit, mă, că eram doctor? Auzi, mă, că eram doctor. Hai! Hi, my name is Sister Filoftea. My name is Gisele. Nice to meet you. Where are you from? I stay in Germany, but I'm from Italy, you know? Italy. I live in Germany, but my parents come from Colombia. Wait a minute, please. Okay. Now you can talk. Talk. Can I ask you something? Good, Johnule, ia uite la ele. Do you know how to sing It's a Raining Day? It's no. Okay. Yes, I'm okay. Yes, I'm okay. It's. Salut, dracu, amândouă. Rău. Hai. Hits. Hi. How do you do? Hits. Next.